Câteva gânduri să privim spre învățăturile care le-am primit din Scriptură și am vrea să rămânem la ele. Amin. Apostolul Pavel spunea într-o împrejurare mai tânărul său colaborator Timotei în 1 Timotei capitolul 2, vă îndemn dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, milogiri și mulțumiri pentru toți oamenii. Amin. Dacă Domnul ne-a întărit mădularul noastră și suntem aici, poate sunt dintre frații noștri care ar fi dorit să vină aici și nu au putut. Îi putem aduce înaintea Domnului ca Dumnezeu să se îndure. Poate alții purtăm în trupurile noastre neputință și boală. Cel ce poate să aducă vindecare este Domnul. Aleluia. Sigur, mă gândesc la lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o pe pământ, fiind acolo, i-a pus ucenicii lui Ioan Botezătorul o întrebare. Atunci când l-a trimis din temn, zice, trebuie dacă el este sau altul. Și atunci, Domnul Iisus Hristos a spus ucenicii, merge și spune lui Ioan, căci orbi văd, șchiopii umblă, demonizați să sunt eliberați și săracii se vestește împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii apostolului învățați la Domnul Iisus Hristos și ori practica lucrarea aceasta. Ba însăși Domnul Iisus spunea, dacă veți crede, veți face lucrări și mai mari pe care le-am făcut eu. De aceea avea să credem că Domnul nu s-a schimbat. Sunt denominațiuni creștine care nu mai cred că Domnul mai lucrează cum a lucrat odinioară. Dar Domnul nu s-a schimbat, s-a schimbat oamenii, credința lor, nu mai este aceeași pentru noi, pentru Biserica Domnului Iisus Hristos. Am vrea să rămână lucrarea de la început, lucrarea așezată în biserică, învățătura apostolilor, iubiții noștri, pe care spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Am vrea lucrarea aceasta să fie continuată de Biserica Domnului Iisus Hristos, de pretutindem, pentru că e lăsată de Dumnezeu, e lăsată de Domnul Iisus Hristos, fie Domnul lăudat și binecuvântat. M-am gândit la lucrarea aceasta, iubiții mei, și am constatat pe banii Sfinților Scripturi câteva lucruri prin care, iubiții noștri, se poate obține eliberarea și vindecarea. Sigur, vindecarea vine de la Dumnezeu. Asta nu atârnă de oameni, atârnă de oameni, doar oamenii trebuie să aibă credință. Dar lucrarea o face Domnul și am vrea să înțelegem că tot ceea ce El face, face bine. Și am vrea în primul rând Dumnezeu să facă o eliberare, iubiții noștri, a sufletului nostru. Dacă bolile aceștia, Doamne, în trupurile noastre, de multe ori aduc disconfort, să știți că cea mai grea boală este boala sufletului și aceasta nu o poate face decât Domnul. Și am vrea și pentru această situație să ne rugăm ca Dumnezeu să facă o eliberare de plină. M-am gândit câteva metode găsite în Scriptură, iubiții noștri. Prima lucrare care am găsit-o așa este punerea mâinilor. Al doilea lucru este mărturisirea păcatelor, în urma mărturisirii păcatelor, să face lucrarea de ungere cu un de lemn, conform cuvântul Dumnezeu din Iacov, acolo, capitolul 5. Și apoi sunt daruri spirituale pe care Dumnezeu le-a așezat în biserică și am vrea ca Dumnezeu să puternicească, să autorizeze oameni care să se ridice în numele Lui. Evanghelia lui Hristos să fie însoțită cu semne, cu minuni și cu vindecări. Amin. Pentru că e lucrarea care a fost lăsată, iubiții noștri, bisericii primare și credem că ea continuă și în mileniul 3 și mulțumim Domnului pentru că El nu s-a schimbat, sigur. Și dumneavoastră poate ați auzit, poate ați văzut lucrând Dumnezeu. Am vrea, iubiții noștri, să credem că acea lucrare de altă dată se poate manifesta în Biserica lui Iisus Hristos. Domnul să fie lăudat și binecuvântat. De aceea, credem că această lucrare, iubiții noștri, trebuie continuată. Dar mai trebuie și oameni care să stea la dispoziția lui Dumnezeu. Doamne, ridică Tu și pe cei care i-ai chemat, învrednicește-i, întărește-i și nu-i lăsa ei să-și asume slava. Slava este a Ta, cinstea este a Ta, gloria este a Ta, mări să fie numele Domnului. Sunt și câteva piedici care apar, iubiții mei, am găsit tot pe banii Sfinților Scripturi. Primul lucru este nemărturisirea păcatului. Știți că păcatul acolo mognește și de multe ori, vreau să vă spun din suflet, diavolul mută boala în trup. Așa face. De multe ori problemele acestea din lăuntrul nostru creează din disconfortul acesta și de multe ori nu mai vine să mănânci, ai o supărare, ai o întristare, ai cu cineva o problemă și lucrul acesta diavolul aduce și zice, vine așa și nu te mai ascultă Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea credință să credem că în urma mărturisirii Domnul aduce eliberare. În al doilea lucru, frate și surori, care sunteți aici, vreau să spun dimineața aceasta, este presiunea aceasta demonică. Spunea Apostolul Pavel, voi n-aveți de luptat împotriva cărnii și a sângelui,
Și poate va duce la domnilor că prietenii care locuiesc în locurile cerești, ele cu o presiune foarte puternică atacă sufletul și viața noastră. Tot ce este noi și bol și neputință, ele sunt duri. Și Domnul dimineața aceasta să facă eliberarea. Apoi sunt îngrijorările care de multe ori ne fac, iubiții noștri, să nu mai ne gândim la Dumnezeu, să nu ne mai gândim, iubiții noștri, la lucrările lui Dumnezeu, la minunile lui Dumnezeu, la ceea ce Domnul a făcut. Dumnezeu să ne dea și puterea aceasta să aruncăm asupra lui orice îngrijorare și El va purta de grijă. Apoi, iubiții noștri, am văzut așa necitirea cuvântului lui Dumnezeu. Sau poate să fie o învățătură nebiblică, nesănătoasă. Și asta știi ce face? Lovește direct în credința noastră, vine vrăjmașul, o, crezi că e chiar așa cum o zis, zice cuvântul? Am vrea să rămânem la cuvânt, am vrea să rămânem la Evanghelie, am vrea să rămânem la învățătura sănătoasă pe care Dumnezeu a lăsat-o pe partea Sfintelor Scripturi. Și în felul acesta, puterea de vindecare încolțește, puterea de vindecare crește, puterea de eliberare vine de la Mântuitorul Iisus Hristos, lăudat să fie numele Domnului. Se pare de multe ori și m-am uitat așa prin harul Domnului pe unde am umblat în anumite locuri. Deci nu-i greșit, dar vreau să vă spun, undeva Evanghelia a ajuns undeva sus și starea aceasta de eliberare și de mărturisire a oamenilor a ajuns jos. Să știți că oamenii, dacă vin împovărați aici, nu le stă gândul nici la cuvânt, nici la cântare, nici la predică, nici la poezie, nici la ce să face aici. A vrea prima dată Domnul să aducă eliberare, iubiții noștri, în direcția aceasta. Și când venim aici, să fim vindecați și cu trupul, să fim vindecați și sufletul și Duhul nostru să fie păstrat întregi până la venirea Domnului Iisus Hristos. Măriți să fie Dumnezeu! Noi credem, iubiții noștri, ce este scris. Am experimentat lucrarea aceasta, poate fiecare dintre noi am trecut prin problemele acestea. Dacă îți torci privirea spre El, te luminează de bucurie și nu să se umple fața de rușine. Salmul 121, îi ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul Dumnezeu nostru. Fie Domnul lăudat și binecuvântat. Haideți să înțelegem lucrarea aceasta. M-am gândit doar încă câteva cuvinte. S-a dus Domnul Iisus Hristos la o scăldătoare acolo la Betesda, fiindcă și biserica se cheamă Betesda. Și-a întâlnit acolo un om bolnav de 38 de ani. Și Domnul nu l-a întrebat dacă are credință. L-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Doamne, cum n-aș vrea? Dar n-are cine să mă bage. Și Domnul Iisus a poruncit, ridică spatul și umblă, mări să fie Domnul. Când Domnul poruncește și ce poruncește, El ia ființă, glorificat să fie Domnul. Venim în Evanghelia după Matei, acolo doi orbi vin la Domnul Iisus Hristos și orbi aceștia au zis, Doamne, ce vreți? Doamne, ai milă de noi. Și ce să vă fac? Să căpătăm vederea. Și Domnul s-a îndurat ei și l-a dat vederea, mări să fie Domnul. Era un sutaș acolo și sutașul acesta avea un rob bolnav. Și Doamne, vine și vindec. La un moment dat, nu merit eu să intre în casa mea. Doamne, spune numai un cuvânt și la cuvântul tău, robul meu va fi tămăduit. Și ce-o spune Domnul Iisus Hristos? Vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare, mări să fie Domnul. Mă aduc aminte de slăbănou care cei patru i-au adus și i-au dat drumul înaintea Domnului Iisus Hristos acolo prin acoperiș. Credința acestor patru inși o lucrat vindecare în dreptul acestui slăbănou, lăudat să fie Domnul. Haideți și noi în dimineața aceasta să aducem pe cei ce sunt pompați de suferință, poate au, iubiți noștri, probleme de diferite nuanțe, am vrea ca Dumnezeu în dimineața aceasta să aducă rezolvare. Haideți să ne ridicăm în picioare, dacă biserica are probleme, are cauze, vrem să le aducem înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să asculte nevoile, să asculte rugăciunea și să dea rezolvare problemelor cu care ne confruntăm fiecare. Mări să fie Domnul! Atâți bolnavi te așteaptă, Doamne, o cât suspină după Tine. Mai lasă, Doamne, unde lemnul să curgă și peste mine. Pune-ți mâna Ta, Iisuse, peste locul ce mă doare. Doamne, eu mă-ncred în Tine, că-mi dai astăzi vindecare. Pune-ți mâna Ta, Iisuse, mâna binecuvântată, un cuvânt de spui, o, Doamne,
rana mea e vindecată. O trește, rog, prin adunare, cu mângâierile divine, cu al tău balsam de vindecare. O vino, Doamne, și la mine, pune-ți mâna ta, Iisuse, peste locul ce mă doare. Doamne, eu mă încred în tine, când ai astăzi vindecare. Pune-ți mâna ta, Iisuse, mâna binecuvântată. Un cuvânt de spui, o Doamne, rana mea e vindecată. Bolnavul de la scăldătoare te așteaptă, Doamne, să vii. O treci și pe la el, Iisuse, atinge-l, te rog, ca să umble. Pune-ți mâna ta, Iisuse, peste locul ce mă doare. Doamne, eu mă încred în tine, că-mi dai astăzi vindecare. Pune-ți mâna ta, Iisuse, mâna binecuvântată. Un cuvânt de spui, o Doamne, rana mea e vindecată. Acei ce n-au pe nimeni, Doamne, te așteaptă să faci o minune. Atinge-te de ei, Iisuse, te rog, ridică-i ca să umble. Pune-ți mâna ta, Iisuse, peste locul ce mă doare. Doamne, eu mă încred în tine, că-mi dai astăzi vindecare. Pune-ți mâna ta, Iisuse, mâna binecuvântată. Un cuvânt de spui, o Doamne, rana mea e vindecată. Pune-ți mâna ta, Iisuse, peste locul ce mă doare. Doamne, eu mă încred în tine, că-mi dai astăzi vindecare. Pune-ți mâna ta, Iisuse, mâna binecuvântată. Un cuvânt de spui, o Doamne, rana mea e vindecată. Cântăm pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Împăratul nostru, Mântuitorul nostru, care și-a dat viața pentru noi, a fost omorât a treia zi după Scriptură, un viat slăvit să fie numele. Binecuvântăm pe Duhul lui Dumnezeu, care l-a trimis Dumnezeu peste noi în biserica Lui, l-a trimis în viața noastră și suntem astăzi sub călăuza Lui. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Izvorul de viață! Mărire Domnului! Iubiți frați, iubiți surori, prieteni ai Cuvântului Dumnezeu, dacă sunt în această dimineață în locul acesta,
cu sarcina lui Dumnezeu, cu porunca lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, o hotărâi că în această dimineață să vin toți împreună în locul acesta. Nu la voia întâmplării suntem mai. Dumnezeu ne-a trimis în lucrarea Lui și am văzut mâna Lui Dumnezeu și tot Domnul ne-a trimis și în adunarea asta. Mă bucur că Dumnezeu a lăsat o prietenie între noi, între frații, deci în fratele nostru Iulian, de când ne-am văzut, parcă Dumnezeu ne-a legat, Domnul știe, dar legătura care o face este dragostea. Aleluia. Că dacă nu-i dragoste de Dumnezeu, nu este legătură. Ura face dezbinare. Aș vrea cuvântul care mi s-o dat din partea Domnului pentru lucrare, pentru adunare în ziua de astăzi, vă rog să vă ridicați, am să-l citesc. Să află la Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12, câteva versete. Pagina în Biblie 1223, traducerea lui Cornilescu. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12. Aș dori ca frații, surorile care vin la adunare să nu le lipsească Biblia din geantă. Amin. Și din inimă. Amin? Amin. Biblia din inimă, voi trebuie să o aveți în inima voastră și de că aici de la masă nu se vă vorbește potrivit cu cuvântul, frate, așteptați, niciodată să nu vă grăbiți, măcinați, spuneți pe moară cuvântul lui Dumnezeu ce vi se spune și dacă e potrivit cu adevărul, hrăniți-vă, dacă nu, lăsați-l afară. Amin. Pe aici trec mulți, noi nu știm, aici este ca un tranzit, biserică, ca un tranzit aici și aici vin mulți în numele lui Dumnezeu, dar noi trebuie să selectăm tot ce este bun și drept, spunea, tot ce e drept și sfânt, aceea să vă însuflețească. Și Dumnezeu să vă ajute atât vouă ca să pune la inimă cuvântul. Amin. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de ce spală hainele, să aibă drept la pomul vieții, să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol, oricine iubește minciuna și trăiește minciuna. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să adeverească aceste lucruri pentru biserică. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luciferul strălucitor din dimineață, și Duhul și Mireasa zic, vino, și cel ce aude să zică vino, și cel ce este sete să vină și să vrea să ia apa vieții fără plată. Amin. Până aici cuvintele Domnului. Luați loc jos, slăvit să fie Domnul. Și de aici tot cuvintele Lui vor mărturisi. Slăvit să fie Domnul. Spune Apostolul Petru, cine vorbește să vorbească cuvintele Lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie mărit în toate lucrurile. Mărire Lui. Dragii mei, m-am văzut în această dimineață silit să citesc aici, parcă și Duhul lui Dumnezeu arăta la fratele Tavi Mireasa, dar parcă am văzut aici lucrarea, ne este noi sete după Iisus, după venirea Domnului Iisus Hristos, noi tot predicăm de venirea lui Iisus Hristos, dar în noi este o sete, îl dorim pe Viul lui Dumnezeu. Și dacă noi este această sete, adică dorința să ne întâlnim cu El și cu siguranță că dacă e noi este sete, noi ne pregătim ca la venirea Lui să fim gata. Fie că vom fi pe pământul acesta, fie că vom fi în țărână, noi trebuie să fim gata. Lucrarea sau procesul de sfințire sau procesul de înaintare a lucrării noastre în sfințenie, în credință, durează. Cât e de la mărturisirea, când am mărturisit credința și până la venirea Domnului, este un proces de sfințire, un proces de creștere, al cunoaște pe Dumnezeu adevărat, a trăi cu El și a umbla cu El. Să nu creadă nimeni că noi acum ne-am pocăit, ne-am sfințit și nu mai avem nevoie de pocăință, de sfințire, ne înșelăm. Noi trebuie să creștem în omul cel nou, care este chipul lui Dumnezeu, de o nesfințenie și neoprihănire pe care o dă adevărul. Și această creștere va face numai dacă noi o dorim. Că fără dorință nu poate. Și spunea cum psalmistul, cum dorește cerbul izvoarele de apă curată, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Păi Domnul ne cunoaște, fraților. Păi nu putem să vorbim una și să facem alta. Se poate.
Dumnezeu este un Dumnezeu a rânduierilor, toate bisericile sfinților, și Dumnezeu să ne îmbrace în puterea Lui veșnică, slăvit să fie Domn. Deci eram mânat de această lucrare, să ne gândim la venirea Domnului Iisus Hristos. La venirea Domnului Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel, mă caut să uit tot ce este în urmă. Am uitat învățături omenești, necazuri, probleme, uităm! Dacă nu uităm, nu avem înaintare pe cale, fraților. Și uitând ce este în urmă și alergând peste ce este înainte, dacă voi putea să ajung cu orice chip, unde? La prima înviere. Ei, dar prima înviere e condiționată? Și acum am să vă arăt condiția care o pune Dumnezeu. Nu o punem noi. Și noi acum ne învățăm, ne sfătuim că atunci când vine Iisus, să fim gata să putem zbura de pe pământul acesta, slăvit să fie Domn, fie că vom fi mormânt, fie că vom fi ai pe pământul acesta călătorit, iar cei ce pleacă sunt la Domnul, vor veni după trupuri. Să nu credeți că-s povești. V-ați gândit vreodată, voi fraților, de ce a trebuit Iosif să ducă trupul tatălui său Iacov cât e din Egipt până în țara Canaanului? Ce importanță avea trupul ăla? Ce nu l-a pus acolo în Egipt? Vedeți că Dumnezeu și are lucrările Lui și are importanță trupul acesta, slăvit să fie Domn. De ce are importanță trupul nostru? Cine este trupul nostru? Păi templul lui Dumnezeu? Păi cum e templul lui Dumnezeu? Sfânt! Și bine lăuntru și bine afară. Pocăiță să vadă sfinți și în lăuntru și în afară. Îmbrăcămintea noastră lăuntrică, când ne-am îmbrăcat cu Evanghelia, hăl din afară se îmbracă potrivit cu cuvântul Domnului. Ce ar fi dacă aș veni aici în fața voastră, fraților, cu un tricou până aici și aici în chilot? M-ați primi? Păi slujba de preot care se făcea, trebuia să preoții când intrau în slujire înaintea Domnului să fie zmenile până la glezne și cămașa până la mâine, ca aici spune cum se îmbracă. Uitați-vă în Scriptură, unde îți vedea Îngerii Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos era îmbrăcat cu haine până unde? Până la pământ, cu un briu de aur încins și cu picioarele ca rama. Asta este lucrarea, să ne îmbrăcăm potrivit cu cuvântul Domnului. Voi știți, nu rămâne altceva decât să facem. Amin? Acum am să citesc, acum era condiția la prima înviere. Zice cuvântul Domnului, ferice sunt sfinții care au parte de prima înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al mielului, al lui Dumnezeu și al lui Hristos, și vor împărăți cu ei 1000 de ani. Deci ferice sunt sfinții. Și acum zice cuvântul Domnului, ceilalți morți n-au via până s-au sfârșit 1000 de ani. Merg mai departe, și-a văzut nici scamne de domnie, celor ce așezut pe el să da judecata. Și-a văzut sufletele celor ce li se tăiasă capul din pricina mărturii lui Iisus. Care este mărturia lui Iisus? Auzi, noi sublinim în Apocalipsa 19 cu versetul 10, și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin, dar el mi-a zis, fără ce se faci una ca aceasta, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păzesc mărturia lui Iisus, lui Dumnezeu închine-te, căci mărturia lui Iisus este duhul prorocie. Și Dumnezeu a pus în biserică întâi ce? Doi proroci. Păi dacă nu-i făcută rânduiala după cum este scris în biserică, sau în sinagogă. Deci în biserică ai pus apostol, proroc, învățători. Oamenii care se ridică ei trebuie să învețe poporul să deosebească stânga de dreapta și dreapta de stânga, să deosebească ce-i sfânt de ce-i necurat. Noi trebuie aici, și spune, când vei intra în lucrare de slujire, să nu pui vin sau bătură amățătoare nici pe gura ta, nici pe mâna ta. Amin? Aici zice, unii mai spun că mai poți să mai bei cât e puțin vin. Bem puțin vin la cina Domnului și zicea înțeleptul Solomon, nici să nu te uiți la vin, de cum să-l mai bei. Curvia, mustul și vinul ce fac? Păi ia mintea omul, păi dar rămâne scris. Lăudați să fie Domnul. Deci fraților, învățători, păstori,
ajutător, cârmuitor, vorbind în felurite limbi, sunt rânduiala pusă de Dumnezeu a biserică și așa trebuie să meargă. Noi trebuie să rămânem la ce este scris. Prorocii lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu să rămână în biserică, vor spune, vor veni proroci mincinoși, dar dacă nu-i prorocul lui Dumnezeu aici în adunat, cine îl dă pe față? Cine? Lui Duhul lui Dumnezeu care să-l descoperă. E lup, e urs, e vulpe, ce e acolo? Că Duhul Sfânt de aia e pus aici în lucrarea noastră. Străjerul trebuie să fie pus aici pe zi. Doamne, întărește poporul de aici să țină lucrarea așa cum este de mărturia lui Iisus, să nu le fie frică. Merg mai departe. Și tase din pricina mărturii Iisus și din pricina cuvântului Dumnezeu. Auziți? În Ioan am să subliniez, vă duce telegrafii pentru că mai sunt frați care au să slujească Domnul și îi las locuri ca Dumnezeu să le dea putere, să le dea sprijin în lucrare. În Ioan, în Evanghelia lui Ioan, zice cuvântul Domnului în felul următor. Drept răspuns Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Numai dacă iubești. Dacă nu iubești, nu poți. Să știi că în familie o căsătorie să ține în picioare numai dragostea. Vin cazuri, vin probleme, dar fără dragoste nu poate să stea în picioare casa. Așa și Biserica lui Hristos, sau oricare suflet, dacă nu este dragoste de cuvântul lui Dumnezeu, mulți predică, Duhul Sfânt a venit în adunare, Duhul Sfânt face, nu. La început era cuvântul, cum își ține cărată tânărocorată? Îndreptându-se după cuvânt, dacă nu ne luăm după cuvânt, rătăcim și cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne dă direcția. Spunea Domnul Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Dar asta numai la cale. Fraților, calea aceasta din cuvânt, calea atâta am putea să vorbim despre ea când eu sunt cale. Pe ce cale am mers? Iisus a zis, eu sunt cale, eu sunt ușa, eu sunt mireasa, eu sunt calea, adevărul, eu sunt ușa oilor. Nimeni nu intră decât prin ușă. Aveam acum o experiență cu cineva în lucrarea Domnului și i-a dat Domnul lucrare, a făcut botezul Domnului și zice, să intri pe ușă. Te-au ce trebuie să mai fac? Să trec la mărturizire. Să facem ziua de astăzi botezele superficiale. Nu mai vin frate, bă, ce ai făcut? Nimic, nu se mai mărturisește, nu se pune acolo la mărturisire și după ce zice că oamenii își mărturisau păcatele și după aceea erau botezați. Vedeți? Să mă duc acolo, Domnul, spune cuvântul Domnului în Luca, zicea Zaharia, și tu, pruncule, vei fi proroc ca celui preanalt, vei merge înaintea Domnului din poporului său cunoștința mântuirii care stă în ce? Păi dacă tu nu-i faci de cunoscut păcatele, eu nu știe. Asta noi trebuie lucrătorii care sunt puși în slujba asta să-L cunoască pe Dumnezeu, să dă poporul cunoștința care stă în iertarea păcatelor. Păi poporul e debusolat, păi am venit la pocăință, m-a băgat în apă și pe aici încolo că vine urmărește cotizația și altceva și nu urmărește starea. Nu urmărim starea sufletului omului ca să crească în omul din lăuntru, să fie un vas de cinste, un vas folositor lui Iisus. Asta este slujba care ne atribuie nouă și mie și ție, frate și care mă ascult. Și tu ai aceeași datorie, noi suntem lucrători împreună cu voi. Și voi trebuie să faceți aceeași lucrare. Nu se poate. Deci, dragii mei, spunea cuvântul Domnului, dacă vă băză cuvântul meu, Tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Păi de ce, frate și soră, dacă tu umbli cu Iisus, dacă mergi cu Iisus, oriunde vei merge, Iisus e cu tine, cuvântul te păzește și nu te lasă. De-aia e bine, fraților, să strângem cuvântul. Și Pavel vine și spunea cuvântul, Timotei, până voi veni, să iei bine seama la citire, să citim Biblia. De multe ori, poate de noi, mințim în rugăciunea Tatăl nostru. Spunem, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Păi care e pâinea de toate zilele? Eu sunt pâinea care m-a coborât din cer. Deci chiar acum am spus, mă, cine e pâinea? Iisus. Dacă noi nu ne ocupăm cu cuvântul fiecare zi,
Cine ne dă vina? Dumnezeu? Noi suntem, haideți să alergăm aici la cuvânt, ce spune acolo în psalmistul, ori de câte ori mă tem, alerg unde? La cuvântul tău, dar dacă nu-i cuvântul în inima noastră, cum ieși din încercare? Spuneau frate că e greu să ieși din încercare, păi când te lovesc aici în cadrul și problemele, dacă n-ai o direcție clară, dacă nu ești stăpânit de puterea lui Dumnezeu, cum vei putea ieși? Nu poți! Deci Dumnezeu să ne întărească mai departe. Deci cuvântul lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului aici în Apocalipsa, spune, cei ce nu s-au închinaseră fiare și coanie și nu primiseră pe ei semnul pe mână și pe frunte și pe mână. Eu am înviat și am împărțit cu Hristos 1000 de ani. Să apropie vremea când se apropie microchipul numărul 666. Nu-i departe. Trebuie să ne pregătim, fraților, pentru lucrarea aceasta. Eram aici în lucrarea Domnului. Am adus la un copil, am fost îndemnat aici, era la stadion aici la Hamburg. Și m-am dus acolo el și am discutat cu niște frați acolo. Spune, Domnul Iisus este gata să vină oricând. Poate să vină astăzi. Că ori asculta predici de evenimente care se întâmplă așa mai departe. Zic, mă, nu se poate, mă. Nu se poate. Uite că te spune cuvântul Domnului Apocalips. Păi, dacă nu ce... N-a vrut să creadă ce este scris, fraților. N-a vrut. Și n-a vrut să creadă. Deci, fraților, venirea Domnului, spune acolo și în Pavel, zice la venirea Domnului nu va veni înainte de a se descoperi omul fără de lege, fiul perzării. Și aici cuvântul Domnului spune, cei ce nu s-au închinat fiare și icoane și n-au primit semnul pe mână sau pe frunte, trebuie să împlinească această lucrare. O zis Domnul, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Vine vremea când se apropie această lucrare. Într-un toi de noapte, Domnul mi-a spus în felul următor, se va pune chipul numărul 66 pe buletine și apoi se va declanșa numărul fiare 666. O să vină, voi sunteți familizat, vedeți că toată ATI-ul în ziua de astăzi spre această lucrare este înclinată să aducă microchipul și noi suntem generația care o prindem. Întăriți-vă, îmbărbătați-vă și fiți oameni, pune oamenii în nădejde, să ne punem în nădejde în ce? Slăviți să fie Domnul în Iisus! Nădejdea, pune peste tot nădejdea harul care va fi la venirea Domnului. Nu vă pune nădejdea nici în păstori, nici în proroci, nici în bani, nici în avere, nici în copii, nici în o funcție. Pune-vi nădejdea în Dumnezeu. Singurul care ne poate izbăvi, Dumnezeu să vă ajute atât vouă cât și nouă. Să nu vă lăsați, fratele. Mi-a arătat să Domnul înainte de venirea Lui erau pregătit o rachetă pentru răpire și acolo era scris pregătirea poporului pe răpire. Când era pregătirea, nici să lua averea, ai mașină nu mai ai, casă nu mai ai, ai să duceau. Și o zis Domnul, nu mai așa vă pot despărți de ele. Vedeți cât alergăm noi pentru pământul acesta din dimineața și până seara? Parcă cu un fulger. Sunt zile, frate, am văzut în viața mea. Parcă n-am vreme să mă rog dimineața, plec, mă rog dimineața, am făcut și am spus întreagă, n-am timp. L-ați observat? Orecum, de ce e așa? Venirea Domnului se apropie cu parebe, să ne punem nădejdea în Dumnezeu, că vine vremea când trebuie să ne despărțim lucrurile acestea, Dumnezeu să ne întărească în lucrarea Lui, fie slăvit Domnul. O altă lucrare, spune cuvântul Domnului aici, ferice de cine spală, cine trebuie să le spale? Noi sau Iisus? Păi vedeți? Eu trebuie să-mi spăl hainele. În ce? În sângele mielului? Și auzi ce zice cuvântul Domnului în evrei. Ca unii care în evrei am să mă duc la cuvântul Domnului și Dumnezeu să vă întărească în cuvântul Lui și să fiți recunoscători. Mărire Domnului! Să ne apropiem cu o inimă curată și cu credință de plină cu inime strobite și curățite de un cuger rău și cu trupul spălat, care e apa care spală? Cuvântul. Vedeți că oricum am vrea, tot la apă mere, tot la cuvânt. Și apoi mă duc și arăt din nou lucrarea lui Dumnezeu. O să Domnul zoade pe urma praniu. Dacă crede cineva din mine, din inima lui vor curge ce? Râuri de apă vie. Păi în ziua de astăzi, nu mai lasă să mai stăruiască după Duhul Sfânt, că ai primit Duhul Sfânt, că n-ai crezut, n-are rost. Mincinoși, înșelători, noi trebuie să stăruim, să primim puterea, slăviți să fie Domnul. În ziua de astăzi, aș putea mai mult să mă, dar mă duc că telegrafic, afară sunt câinii. Cine sunt câinii? Ia uitați în Isaia acolo. Vai de păstorii lui Israel, că stau tălăniți cum?
ca niște câini. Și toți aiurează după vin și după alte lucruri, să bem și să mâncăm. Și apoi zice acolo apostolul Pavel, să nu vă certați cum se ceartă câinii. Poate să vină Duhul de răutate în inima mea și în inima ta, să ne certăm pentru lucrurile așa de pe pământ, pentru dominață și atâtea lucruri, și să apară Duhul de ură între noi. Fraților, noi am fost chemați să trăim în pace. Amin. Trăiți în pace unii cu alții, întrucât atârnă de cine? Amin? Doamne ajută-ne! Afară sunt câinii vrăjitorii. Ce vrăjitori sunt? Credeți că sunt vrăjitori aia de sânghii copi de la... zice de la în Oltenia. În Oltenia sunt niște vrăjitori, acolo fac cu oamenii, n-ai treabă. Vrăjitori. Despre ce vrăjitori vorbește aici Biblia? Spune apostolul Pavel că era în lucrare un dregătorul Sergius Paulus, căuta să să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo cine era? Un vrăjitor care căuta să-l abadă pe dregător de la ce? De la credință. Să știi că și pe aici mulți vrăjitori care caută să te abadă de la credință. Ei umblă cu Biblia în mână. Dumnezeu să vă păzească atât pe voi cât și pe noi. Să rămânem încredințați în Evanghelie, în cuvânt. Că cuvântul are putere, fraților. Nu e lipsă de putere. Slăviți să fie Domnul. Merem mai departe. Ucigașii. Câte mame nu omor copii în burta lor? Câți copii sunt aruncați la gunoi? Câți să păzesc de naștere de copii? Câți? Fraților, cred că știți că în primăvară trecusem din nou pe aici, era o binecuvântare de copii aici, așa-i? Venisem de la adunarea aceea mantă mare, de acolo au fost 15 copii la binecuvântare. În lucrare, frate, m-a dat frate, eu n-ai 10 minute să vorbești, zic, am trecut telegrafic și a spus, fraților, Dumnezeu a binecuvântat familia mea cu 8 copii, cu 8 fete și cu 9 băieți. Și a spus, orice împotrivire naște la copii, păcat și ce fac astfel de lucru, nu pot să fie răpisul la cer. După ce s-a terminat adunarea, dintre rândul adunarei și o tânără. Frate, tu ai mărturisit că ai 17 copii, eu am 6 copii. Acum sunt programată la operație la uter. Mi-e uterul putre și trebuie să-mi scot uterul. Dacă îmi scot uterul, e gata cu copiii, ce facem? Păi zici, ce facem? Crezi că problemele grele Dumnezeu le poate să rezolve? Cred! Nu, dacă tu crezi, acum mergi la Iisus! Slăviți să fie numele acolo, o vindeca și o... făcut toate lucrurile minunate. Azi la fratele păstorul de care problema, mi-a dat chiar la birou și am mers la mărturisire, că acum trebuie să merg la mărturisire, că n-ai încotro. Pe aici drumul. Duhul Domnului mi-a spus și de altfel spune Scripturile, ungerea să se facă numai după mărturisire. S-o mărturisă sora înaintea lui Hristos, că noi care luăm mărturisire suntem doar niște martori între Dumnezeu și între om. Nu noi luăm păcatele, nimănui, nu poți să iei păcatele. Hristos le duce păcatele, nu omul. Slăvit să fie Domnul. Și atunci cu ajutorul Domnului, sora s-a mărturisit înaintea Domnului, s-a făcut ungerea cu un de lemn și Dumnezeu din cerul care a văzut credința și ne-a pus pe tot la încercare și pe noi ne-a pus, că puteam să-i dau ușor direcția, du-te și scoate, taie-ți, că ce să fac, că e uterul pute, du-te mele. Puteam să o dirigez, nu, să-i dau direcția. Și atunci răspundeam și eu de sora, de păcatul ei, nu? Mai putem predica Evanghelia. Doamne, dă-ne înțelepciune ca să știm să dirijăm pe oameni spre Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Bineînțeles, s-a făcut ungerea, Dumnezeu a coborât din cerul și spune, m-a vindecat Dumnezeu, m-a vindecat plină de bucurie și sărea de... No, noi am plecat mai departe în lucrarea Domnului, cum am plecat și altă dată, și sora s-a dus la medic, bineînțeles, că era programată și când a pus-o la ecograf, femeie, ce ai făcut? Că nu mai e nimic. Ce m-a rugat lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. O confirma Dumnezeu cuvântul. Iubiți frați, Dumnezeu trebuie să ne însoțească dacă suntem trimiși de El. Nu-i povești. Evanghelia asta nu e o povestire, Evanghelia asta nu e o vrăjitorie. Sunt lucruri reale, noi trebuie să trăim real. Slăviți să fie Domnul. De aceea vă invit, fraților, la o pocăință sfântă și curată. Doamne ajută-ne. Vorbim despre închinătorii la idol, nu? Acum a se apropie sărbători de iarnă și mâncăm și bem și petrece și nu ne pasă de sărac, de orfan și nimica. Am dorit ca să luăm seama ce înseamnă sărbătoare. Este în ea sărbătoare? Nu este. Este în păgânii sărbătoare? Eu am să dovedesc cu cuvântul Domnului ce este scris în Zaharia. Întotdeauna
Uitați-vă, ucenicii Apolo toți dovedeau cu scripturile despre Hristos. Cine vorbește despre Hristos să vorbească cu scriptura. Cu cuvântul. Ni la stânga, ni la dreapta. Pe aici e drumul. Să știți că Israelul lui Dumnezeu o mers printre ape acolo, ni la stânga, ni la dreapta, nu s-o putea abate. Și noi să mergem potrivit cu cuvânt. Unii scrie, frate? Parată-mă unii scris. Nu, acum îi arăt unii este scris ce înseamnă sărbătoare. Și sărbătoarea așa, voi sunteți în ea, dar să o păstrați până la venire. Amin? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totul stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul în cuvântul i-a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el, apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtezi de la tine energia și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Fraților, dacă nu îndepărtează Dumnezeu, dacă nu iartă Dumnezeu, dacă nu ne iartă Dumnezeu păcatele, nu ne îmbracă haine mântuirii, este sărbătoare? Nu. O sărbătoare este când Dumnezeu te-a îmbrăcat în hainele mântuirii, ți-a dat Duhul Sfânt și această sărbătoare nu se mai termină niciodată. Să ținem de ea. Amin. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Să lucrăm pentru Domnul. Apoi spune cuvântul Domnului, oricine iubește minciuna și trăiește minciuna. Auzi, minciuna aceasta se întâmplă pe vremea asta, băi, unde te duci? Păi mă duc acolo și tu ți-ai schimbat direcția. Ai fost o minciună care ai spus-o fără să vrei. Dar minciuna care au mințit Ana și cu Safira, ori tâlcuit-o, ori pregătit-o dinainte? Ori pregătit-o înainte. La minciună au mai venit și viclenia, ca să spună că îi se dau, au venit și mândria și câte altele vin, fratele, să știi că vine Satana cu Duhul de minciună, apoi să aduce, n-ai treabă. Apoi, curvia. În zilele de astăzi nu se ia seama la Duhul de curvie. Spune cuvântul Domnului, oricine își lasă nevastă și e pe altă nevastă, ce face? Precurvește! Și în ziua de astăzi le dă loc de cinste și pot să meargă aici, nicio problemă, că Dumnezeu e bun și Dumnezeu. O zice Domnul prin cuvântul lui, o zice să dați răul afară din mijlocul vostru. Păi ce spune acolo, ce că în Corintina ce spune cuvântul, nici să nu mâncați cu un astfel de om, zice, că stă la masă. Cuvântul Domnului ne îndeamnă să, cât despre om poate să fie mântuit dacă să căiește, îți lasă oamenii care ajung în situații neaștea să știți că pentru toate Dumnezeu are soluție. Problema este căința și pocăința. Trebuie să știm unde să punem la disciplină în ziua de astăzi. Nu să mai pun frață la disciplină care o păcătuie și așa, nu le dăm loc de concurs. Păi atunci când să ne mai pocăim, fraților? Urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vede Domnul. Domnul să vă ajute atât vouă, fraților, să trăim în pace unii cu alții, să ne sfințim viața și să alergăm, cum spune cuvântul nou, uitați-vă, țintă unde? La căpetenie de săvârșire. Dacă avem o țintă clară, să știi că merem bine pe drum. Dar dacă nu avem o țintă clară, bă, o fi, n-o fi, ce-o fi? Să știți, fraților, că ce băgăm în sac, aia scop din sac. Ai băgat în inima ta cuvântul lui Dumnezeu, ai băgat pocăința, ai învățat legea lui Dumnezeu, să știi că nu poți să mergi pe altă parte, că nu se poate. Eu cred că niciunul dintre voi care conduceți o mașină nu mergeți pe mașina pe unde vreți. Mergeți cu ea? Trebuie să urmăm semnele de circulație și indicatoarele. Păi și aici, dacă nu mergem după semnele de circulație, pe interzit, pe când spune Domnul, ajunge! Să nu trece peste ce este scris. Păi trebuie să trecem la cuvânt, să nu trecem. Zic, Dumnezeu să vă întărească atât pe voi, cât și pe noi, să rămânem în ascultare și dacă nu ne-o mai întâlnim aici, să ne luptăm, să ne întâlnim pe plaiul cerului. Amin. Amin. A Domnului e aproape, e aproape, o clipă mai este acum. Din noapte, zorile apar, stelele răsar, ziua minunată vine, nu mai este mult, plânsul cel amar, a trecut că Domnul vine. Zorile apar, stelele răsar, ziua
trece la mare, a trecut acum, a trecut că Domnul vine. Din cer la noi, la Asaleoi, El vine, El vine, să ne ducă la El în slava sa, la sine, la sine, blândule păstor, te-așteptăm cu dor să ne duci în cer la tine, la izvoare reci, plin de salvator, durerea să ne-o aline. Blândule păstor, te-așteptăm cu dor să ne duci în cer la tine, la izvoare reci, plin de salvator, durerea să ne-o aline. Ne pregătim, gata să fim, cu haina curată, în candelă neîncetat, uleiul se ardă, cu mijlocul încins, adevăr nestins, cu făcliile aprinse, negurile reci de pe tot cuprins, vor dispare toate nevinse, cu mijlocul încins, adevăr nestins, cu făcliile aprinse, negurile reci de pe tot cuprins, vor dispare toate nevinse. Te așteptăm, te adorăm, Iisuse, Iisuse, păstor iubit, du-ne acas, la tine, la tine, când dai să răsuni, poporul să te aduni, scoală-ne din ațipire, cu toții cei aleși, Doamne, să ne pui la dreapta iubite-ți mire. Când dai să răsuni, poporul să te aduni, scoală-ne din ațipire, cu toții cei aleși, Doamne, să ne pui la dreapta iubite-ți mire. Amin. Slăvit să fie Domnul care ne poartă în fiecare zi povara. Slăvit să fie Domnul care ne-a mântuit. Și slăvit să fie Domnul, marele nostru împărat, care vine în curând, în curând. Nu voi ieși din ceea ce Duhul Domnului văd că are așa ca și o călăuzire. Și mi se pare că Domnul a avut în vedere lucrul ăsta. Duminica trecută au fost la noi, la Uleș, niște frați din Hunedoara, printre care era și un frate proroc, și mi-a spus, vei merge în curând într-o altă cetate, într-un alt loc, și acolo să mângâi pe poporul meu, să întărești pe frații mei. Dar ce este de mustrat, mustră și spune adevărul și nu te uita la fața omului. Doamne, trebuie să fiu imparțial.
Același mesaj l-a avut Domnul azi prin frați. Domnul să-i binecuvinteze. Sunt niște frați vecini de-a mei din Simeria, deci de la noi până la Simeria nu zic că e o aruncătură de piatră, că trebuie să fii prea un uriaș să dai cu piatra până la Simeria, dar e aproape. Și fratele Petric a fost și la noi la Uleș, cunoaște bisericuța noastră, chiar că invit în numele Domnului să vină și la noi. Noi a doua duminică suntem mai descoperiți. Acum nu vă spun că duminica viitoare ar fi a doua. Poate că altă dată, dar să țineți cont, cei mai descoperiți suntem în duminica a doua, în restul vin frați în fiecare duminică din alte biserici. În a doua sunt singur și vă dați seama ce bine e și ușor e să faci toate lucrurile într-o biserică. Greu, chiar dacă e mică. Mă bucur de voi, frații mei. Domnul să vă binecuvinteze. Aici am slujit Domnului aproape 4 ani. Cunosc bine localul ăsta, cunosc frații care au fost împreună cândva, o mare parte din ei s-au dus, sunt într-o altă biserică, dar uitați-vă că Dumnezeu lucrează cum El vrea și mă bucur de voi. Ați început cu partea exterioară. Bine faceți! Că acum asta vă obligă, așa cum ați făcut-o de frumoasă asta, ba încă mai frumoasă, să faceți partea cealaltă din lăuntru. Deci mai mult decât ați pus efort și văd că ați depus efort și arată altfel sala aceasta și înțeleg că faceți și în altă parte, jos. Și... e bine, dar vă spun, frații mei, din experiență că schimbarea localului nu schimbă starea bisericii. Ba dimpotrivă, am văzut câteodată că unii spuneau, parcă nu ne mai simțim aici ca în biserica aia veche și mai înghesuită și mai nepregătită. Frații mei, e bine să aveți condiții bune și slavă Domnului le aveți, dar iubirea să troneze în această biserică. Asta va aduce unitatea bisericii. Nu-i dragoste, nu-i nimic. Mai presus de darurile din Scriptură, Pavel în 1 Corinteni 13 pune iubirea. Iubirea este termometrul spiritual, barometru unei biserici. Și dacă nu iubire, vă spun, frații mei, nu-i nimic. Pot să fie și prorocii și descoperiri. Nu ne folosește la nimic, că vor fi războaie în interior, va fi ură, va fi... lucrarea nu propășește. Dar pe terenul iubirii lucrarea propășește. Slavă Domnului! Iubiții mei, vă încurajez, Domnul să vă binecuvinteze în lucrarea aceasta și eu vreau să continui, de fapt, ce am făcut în România de astea 5-a duminică, se vorbește despre o slujba sau ospiciul lui Hristos de împărat, de rege. Și ultima lucrare care este astăzi, El este regele Universului, El domnește în creație, El izbăvește creația, El călăuzește poporul lui Dumnezeu, este că astăzi Domnul vrea să ne vorbească despre acea casă de care cântați că vă este dor și că Domnul vine în curând, în armonie cu acest cuvânt care îl avem în Scriptură, bucuria veșnică în Hristos. Bucuria veșnică în Hristos. Textul este din Apocalips 21, 1 cu 5, așa l-avem în calendarele din România și eu vreau să continui astăzi ceea ce am făcut în fiecare duminică în bisericile din România unde am slujit Domnului. Aici cuvântul Domnului spune așa, nu vă ridicați în picioare, că multe cuvinte le spunem noi și din Biblie și nu vă ridicați în picioare, dar ascultați cuvântul. Și luați-l la inimă. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul dintâi și pământul dintâi periseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui
și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Voi citi și versetele 6, 7 și 8. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea, fără plată, din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este neazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Amin. Cuvântul în acord și cu ceea ce a citit fratele. Iubiții mei, în 2 Petru, capitolul 3 cu versetul 13, spune așa cuvântul: dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. Iar în Apocalips 21 cu 1 am auzit: și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca și cristalul. Nu, scuzați-mă. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi periseră și marea nu mai era. Un cer nou și un pământ nou. Frații mei, Dumnezeu trebuie să aducă înnoirea tuturor lucrurilor și toate lucrurile care Satana le-a dărâmat, și uitați-vă, azi continuă să își facă lucrarea lui de demolare. Dumnezeu le va aduce la o stare la care omul nici nu poate să gândească. Lucrurile care sunt pregătite de Dumnezeu pentru noi sunt de așa fel, așa de minunate, încât la mintea noastră nu se pot urca, pentru că este limitată. Deși spun înțelepții că nu folosim decât 5% din capacitatea creierului. De ce ne-a dat Dumnezeu o capacitate așa mare și noi nu o folosim? Nu știu, dar probabil că știe El, are și în vedere lucrurile care vin. Dar oricum, Dumnezeu ne-a dat o capacitate mare de memorare, toate lucrurile sunt memorate și va veni o zi când toate vor fi derulate în fața ochilor noștri. Așa ca de pe o bandă magnetică. Totul va fi pus în fața ochilor noștri. Viața ta, gândurile tale, acțiunile tale, toate sunt înregistrate înaintea lui Dumnezeu. Va veni doar vremea când ți se vor pune în față, ca să nu poți să spui că nu sunt așa. Iubiții mei, vom locui împreună cu Domnul. Este culmea făgăduințelor. Cea mai mare făgăduință: să fii împreună cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus, în același loc. Domnul Iisus le-a spus în Ioan 15 ucenicilor săi: în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Dar eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Acolo cu Domnul. Iată că asta este una dintre cele mai minunate făgăduințe. Deci, textul de astăzi este unul cu bătaie lungă. El țintește la patria de sus. Că cetățenia noastră, frații mei, nu-i aici de pe pământ, ci ea este în cer. Și această cetățenie o aveau și eroii credinței din Evrei 11. Uitați-vă la ei. Toți au avut în gând, prin credință, o altă cetate, o altă patrie, un alt loc care îl va face nu mâna omului, ci mâna lui Dumnezeu. Aleluia.
ce știe să facă Dumnezeu. E o minunăție ce face Dumnezeu. Uitați-vă numai să te uiți în jurul tău în natură. E o minunăție. Ridică-ți ochii în sus și vezi mulțimea astrelor care cât le poți imagina, din alea vreo 250 de miliarde de galaxii care sunt în univers. Așa sunt propuse de... Am o carte, Universul, uitați-vă așa de mare și mă uit mereu prin ea. Și mă uit mereu și mă minunez ce a făcut Dumnezeu. Este extraordinar ce a făcut Dumnezeu. Nimic la întâmplare, nimic, nimic. Totul este știință supremă. Toate lucrurile merg într-o ordine. Isaia spune că El le cheamă pe toate astrele, pe nume. Și niciuna din ele nu lipsește. Așa de mare e puterea Lui. Așa de mare e înțelepciunea Lui. În ochiul omului Dumnezeu a pus multă inteligență. Inima omului un motor aproape perfect. Merge, merge. E adevărat că omul din afară se trece. Pentru că sunt legile astea așa. Păcatul ne-a adus aici, la ruină. Dar omul din lăuntru se noiește din zi în zi după slava celui ce l-a creat. Slavă Domnului! Deci vom locui în noul Ierusalim. Cetatea aceasta este de o splendoare deosebită. Este reședința lui Dumnezeu. Acolo va fi Tatăl. Acolo va fi Domnul Iisus Mielul. Nu va mai fi soare și nici lună, pentru că slava lui Dumnezeu luminează cetatea. Făclia ei este Mielul, adică Domnul Iisus. Acolo va fi lumină. E o cetate de dimensiuni mari. 12.000 de stadii. Stadiu este o măsură pentru stadion, 185 de metri, o măsură, iar alții spun că este una și de 193 de metri. Nu știu care o luat-o îngerul, dar oricum ar fi, este în jur de 2.400 de kilometri pe latură. Forma ei este... Unii spun cubică, unii spun că este piramidală. Dar înălțimea, lărgimea și lungimea sunt la fel. Este imensă. Zidul cetății este de o frumusețe extraordinară. Este din, este din piatră de iaspis. Și iaspisul este un verde închis strălucitor. Nu știu dacă ați văzut pietrele astea, eu le-am văzut, că eu am studiat și eram cât pe ce să mă duc la geologie, geografie și profesorul de geografie ne-a arătat toate aceste pietre prețioase la una din cursurile noastre la liceu. Sunt frumoase, când sunt șlefuite sunt extraordinare. Sunt lucruri care vă spun încântă ochiul, dar ce a făcut Dumnezeu acolo, această cetate imensă, cu patru laturi, pe fiecare latură trei porți, deasupra porților, numele celor 12 sămânții ale lui Israel. La fiecare poartă un înger. De ce, Doamne, pui îngeri acolo, nu știu, de pază, de ce, de călăuzire? Nu știu, Dumnezeu știe. Dar spune cuvântul, la fiecare poartă este un înger. Sunt acolo 12 temelii împodobite cu pietre prețioase și pe fiecare temelie sunt numele celor 12 apostoli al lui Hristos. Ce minunat va fi acolo, ce glorios va fi acolo. Zidul cetății este într-adevăr înalt, foarte înalt și foarte gros. În calcule cu coții care se dau, cotul este în jur de 55 de centimetri, este vorba de un zid de vreo 75-80 de metri grosime și este și înalt, foarte înalt. Nu știu de ce a făcut Dumnezeu așa, dar e de o frumusețe deosebită. Acolo strălucește slava lui Dumnezeu. Și au calculat unii, și așa m-a surprins când am citit aceste calcule făcute de cineva. Avem și noi un teolog penticostal. Noi penticostalii nu prea avem teologi. Dar Horton este un teolog penticostal și el spune așa: dacă ar fi 20 de miliarde de oameni, de suflete care să intre acolo, ar avea fiecare 500 de metri pe 500 lățime și pe 500 înălțime fiecare. Asta e jumătate de kilometru pentru unul. Dar acolo câți vor fi, Domnul știe. Dar oricum cerul lui Dumnezeu e mare, că văd că are mare răbdare și Petru spune că nu întârzie ziua Domnului, dar are în vedere mântuirea multor suflete. Vrea ca oamenii să se pocăiască, să vină la mântuire. Noi suntem bucuroși că Domnul ne-a scăpat de la moarte. E foarte bine, dar o pregăti și niște bucurie imense. Aici, la răsplătiri, trebuie să ne fie ochii îndreptați. Moise a considerat ca un gunoi toată slava lumii și
a Egiptului de atunci, a lui Faraon, toate favorurile, le-a lăsat ca un gunoi. Și Pavel la fel, pentru că au cântărit, credința adevărată cântărește, ea totdeauna are greutăți potrivite în baza cuvântului Dumnezeu. Ce așteaptă pe om? Credința ne arată lucrurile viitoare, ne descoperă pe Dumnezeu, ne descoperă făgăduințele lui Dumnezeu, răsplătirile care vin. Credința are ochii îndreptați mereu spre răsplătire. Și Moise avea ochii îndreptați spre răsplătire, Pavel avea ochii îndreptați spre răsplătire și voi care ați cântat că vreți să ajungeți aici, tot la răsplătire trebuie să avem îndreptați ochii. Pentru că El va răsplăti toate faptele noastre. Am cântat o cântare, eu vă spun eu, de câte ori se cântă cântarea aia, am puțină rezervă. Doamne, nu-ți aduci și aminte numai ce-am făcut eu bine, dar vă spun că nu e așa. Vremurile din urmă, spune cuvântul, și dacă despre asta e vorba, atunci se cântă cântarea. Alea Domnul le aruncă în marea uitării, dar El poruncește acum oamenilor să pocăiască și să trăiască în sfințenie. Pentru că orice faptă este înregistrată și vei da socoteală de orice cuvânt nefolositor care iasă din gură. Cântăm câteodată, compunem câteodată și nu gândim că nu e în acord cu cuvântul. Dacă e vorba de vremurile vechi, atunci cântarea e adevărată. Dar să nu-și aducă Domnul numai ce am făcut bine aminte, să credem noi, frații mei. Vor fi mulți rușinați în ziua aceea, chiar și dintre copiii lui Dumnezeu care s-au războit unii cu alții. Căci Dumnezeu le-a spus și evreilor, voi judeca între oaie grasă și oaie slabă, între oile care împung cu coarnele și dau în alte oi până le nimicesc. Credeți că Domnul nu-i drept în judecățile Lui? Iubiții mei, Domnul-i drept. De aceea temeți-vă de Dumnezeu, să ne temem de Domnul, ca să nu păcătuim. În locul acesta nimic întinat nu va intra. Acolo este frumos, este minunat, pentru că acolo, în această cetate, o cetate minunată, va fi Domnul Iisus și va fi Tatăl. Cerul fără Dumnezeu Tatăl și fără Domnul Iisus n-ar fi cer. Ce dă valoare locul acela este slava lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Ca să ajungi acolo, suflete iubit, a plătit El, Hristos, prețul. De aceea noi suntem neprihăniți, adică îndreptățiți, dar prin ce? Prin fapte? Numai prin jertfa lui Iisus. Noi nu suntem îndreptățiți prin fapte și nici nu avem dreptul să ne lăudăm. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Prin harul lui Dumnezeu ești îndreptățit. Și acolo numai cel îndreptățit, adică cel neprihănit va intra. Nu că ești grozav de bun. Fratele meu, prin bunătatea noastră acolo nu intrăm. Dar asta nu ne îndeamnă să trăim fără Hristos. Hristos ne-a schimbat viața. Hristos a pus Duhul Său în inima noastră. Duhul Sfânt este legea Duhului de viață. Acesta ne împiedică să mai păcătuim. Că cine are pe Domnul Iisus are și putere de trăire. Cine are pe Duhul Sfânt în inimă poate să împotrivească păcatului. Poate să biruiască ispita. Că Domnul are cântarul în mână. Nu-ți dă ispită peste măsura puterii tale. El nu îți spune povară fără să știe cât îți pune pe umeri. El știe cât poți răbda, știe cât poți duce. De aceea rămâi tare. Frații mei, dacă vrem să ajungem în locul acesta, să știți că fără ajutorul lui Dumnezeu, acolo nu vom ajunge. Ne vom bucura, Doamne, ne bucurăm și astăzi de binecuvântările Domnului aici pe pământ, dar sunt și binecuvântări pământești și ne bucurăm câteodată și că ai luat un examen și că ai câștigat ceva mai mult la salar sau o locuință nouă sau de câte lucruri ne bucurăm. Dar ce bucurie este când vei fi acolo pentru eternitate în prezența lui Dumnezeu. Asta va fi cea mai mare bucurie. Nu va mai fi moarte. Nu va mai fi moarte. Vrăjmașul din urmă spune în 1 Corinteni 15:26 care va fi nimicit va fi moartea. În Apocalips 20:14 spune și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.
Moartea este locul unde stau trupurile oamenilor. Locuința morților este locul unde merg sufletele oamenilor, a celor nemântuiți în loc de chin, iar sufletele celor mântuiți sunt acasă la Domnul. Iată că și astea, moartea și locuința morților, și ele vor fi aruncate în iazul de foc. Moartea a fost biruită de Hristos la Calvar. Biruința Lui este a noastră pentru că ne încredem în El. L-am primit cu El, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pentru mine. Ce minunată salvare! Acolo nu va mai fi doliu, adică tânguire, că nu vor mai muri oamenii, nu va mai fi durere și nu vor mai fi despărțiri. Nu se vor mai despărți părinții de copii, copiii de părinți, soți de soții, prieteni și frați unii de alții, acolo nu va mai fi tânguire. Acolo va fi o veselie veșnică. Iată că la bucuria asta ne-a chemat pe noi Dumnezeu. Uită dar necazul de acum. Treci peste încercările vieții, căci suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care ne va fi arătată și descoperită de Domnul nostru. Dacă vom suferi împreună cu El azi, vom fi și glorificați împreună cu El. Nu poți fi glorificat, nu poți avea o răsplată mare de la Domnul dacă aici în lume n-ai suferit. Căci prin multe necazuri vom trece până vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Dar cel ce biruiește până la capăt va fi mântuit. Domnul ne dă puterea aceasta. Nu va mai fi plâns, ochii noștri azi lăcrimați vor fi șterși de mâna bună și mângăitoare a Domnului Iisus. Ce minunat va fi acolo! Domnul însuți îți va șterge lacrimile tale, obrazul tău care mereu este udat de lacrimi. Nu va mai fi plâns, nu mai fi nici durere. Durerile s-au dus, toate lucrurile se fac noi, toate lucrurile sunt noi pentru copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu face lucruri noi pentru noi. Nu numai un cer nou și un pământ nou. Toate lucrurile acolo sunt înnoite, sunt noi. Vor fi surprize extraordinare. Vom merge mereu și ne vom minuna de mântuirea care ne-a fost pregătită. De ce a făcut Dumnezeu pentru noi toată veșnicia. Nu mai fi nimic vrednic de blestem, căci pământul blestemului s-a dus. Pământul se face zdremțe. Pământul piere. Iată că Domnul face lucruri noi. Pământul acela nu va mai fi blestemat. Cei blestem se duce. Nu va mai fi noapte, pentru că slava Domnului ne va lumina. Bucuria mântuirii va fi mereu pe frunțile noastre, pe fețele noastre. Salvarea care ne-o dă Domnul în dar. Ne vom bucura că Dumnezeu va face, deci, ceruri noi, pământ nou și cerul care a fost întinat și acela va pieri. Totul pentru că vom fi acolo în prezența lui Dumnezeu. Vom avea drept la pomul vieții, frații mei. Acolo, această intrare slobă de la pomul vieții mă frământă și pe mine. Nu știu, vom depinde de el, de acel pom al vieții, dar știu un lucru, că avem dreptul să mâncăm din el. Dreptul care Adam și Eva l-a pierdut în Eden, în casa tatălui nostru, a marelui nostru împărat și Dumnezeu, și Mântuitor Iisus Hristos, acolo în prezența Tatălui și a Domnului Iisus și bineînțeles a Duhului Sfânt, acolo vom fi, avem libertatea să mâncăm din pomul vieții. Ce minunat va fi acolo! La râul vieții vom putea să bem din apele mântuirii, din apele vieții, căci din tronul lui Dumnezeu curge acel râu. Unii spun că ar fi piramida această cetate înaltă cu acele 2500 de kilometri și în înălțime. Extraordinar va fi acolo. Fie că e cub, care seamănă mult cu locul preasfânt din templul lui Moise. Deci așa îi, așa era. Locul preasfânt era cubic. Înălțimea, lungimea și lărgimea erau de aceeași mărime.
Și acolo să prezentați slava lui Dumnezeu, în locul preasfânt. Acum deja acolo va fi slava lui Dumnezeu, că va fi prezent Tatăl, acolo va fi Domnul Iisus, acolo vor fi cei răscumpărați. Lucruri care nu le putem imagina. Atâta cât am citit luna aceasta din Apocalipsă, n-am citit de când sunt. Deci așa de mult m-a captivat și îi spuneam soției mele, sunt captivat. Tot lucruri noi găsesc, lucruri minunate. Dar ce frumos este și ce bine este să ne dăm silința, să ne ducem mântuirea noastră până la capăt. Nu vor intra acolo nimic întinat, nimic spurcat, ci numai cei ce trăiesc în neprihănire. Cei care și-au spălat hainele în sângele mielului, cei care au dreptul să intre la pomul vieții, să intre pe porți în cetate, și acolo vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Pavel spune aceste cuvinte, și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Acolo nu numai atât, ne va scrie numele Lui pe frunțile noastre, extraordinar. Acolo vom sluji Domnului și acolo vom împărăți cu Domnul. Uitați-vă ce făgăduințe extraordinare. Și vom împărăți cu Dumnezeu. Ești tu gata pentru aceste binecuvântări? Vrei tu să dai cu piciorul în ele? De câte ori vine satana pe mulți să-i întoarcă înapoi de pe calea mântuirii? El știe unde te-a chemat Dumnezeu, că el a fost prin locurile acelea frumoase, el a mers printre astre și foșind în cutreierarea pământului. El le cunoaște, știe și spune că cuvântul lui Dumnezeu, că acest satana a vrut să-l înșele și pe Mântuitorul. Dacă te arunci cu fața la pământ și mi te închini, toată slava asta lumii ție ți-o dau, că mie mi-a fost dată. A pierdut-o, nu mai are nimic din ea. Slava acum toată este a lui Dumnezeu Tatăl, a Domnului Iisus, a Duhului Sfânt. Și noi vom fi proslăviți împreună cu El, că îl vom vedea cum este. Vom fi ca El, pentru că îl vom vedea cum este. Lucrurile astea, frații mei, aproape că pentru unii apar ca niște lucruri ireale, sunt adevărate, spune aici cuvântul. Scrie-le, astea sunt adevărate. Aceste lucruri le vei vedea tu și le voi vedea eu. Timpul mă oprește aici. Și-a făcut cursul. Frații mei, ce urmează de aici încolo este să ne ducem mântuirea noastră cu frică și cu cutremur până la capăt. Doamne, ajută-ne! Și frații bătrâni, noi știm că noi suntem mai aproape de vremurile astea. Dar nu se știe, Domnul poate veni oricând. Venirea Domnului în două ipostaze pentru biserica Lui e nevăzută de oamenii lumii. Și aia e numită răpirea bisericii și a doua ipostază ce citea fratele pentru martirii din timpul necazului celui mare. Și ei vor fi înviați la venirea în slavă vizibilă a Domnului pentru instaurarea mileniului pe pământ. Și când Hristos va împlini cele mai multe prorocii pentru Israel care nu s-au împlinit până acum. Așa de multe profeții noi nu le înțelegem și când dăm de ele ne întoarcem. Asta nu e pentru mine, nu înțeleg. Uitați-vă, multe sunt pentru mine. Mileniu, făcute lui Israel. Biserica va fi coregenta regelui. Ea va stăpâni cu regele. Ea va fi, nu va mai fi mireasa, va fi soția. Israelul avea drept de soție. L-a pierdut și Domnul a făcut ca în locul acela gol să intre neamurile. Noi cei nevrednici, de care Domnul s-a îndurat. Și iată că suntem soția, acum mireasă, și trebuie să ne pregătim să serbăm nunta și după nuntă mireasa nu-i mai mireasa, e soție. Și vom fi coregenți. El este regele, Dumnezeu este împăratul tuturor lucrurilor și izvorul bucuriilor. Și trebuie să ne bucurăm. Trebuie să ne bucurăm și cu asta închei, frații mei, am aici câteva cuvinte despre această și îndemnuri la bucurie. În Psalmul 16:11 spune: îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice. Aleluia! Asta ne-o chema Domnul. Apoi bucuria asta o are și psalmistul. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui. În Evrei 12:2 ne îndeamnă cuvântul să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, vedeți, tot bucuria l-a determinat pe Domnul să suferă pentru noi. A suferit crucea
a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Căci împărăția lui Dumnezeu, spune în Romani 14:17, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Să știți că acum bucuria e în Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt este aici pe pământ cu noi. Dar va veni vremea când bucuria noastră va fi în Domnul, în Dumnezeul nostru. Când vom fi cu El, atunci bucuria noastră aia va fi. Că vom fi în prezența Lui, îl vom vedea cum este și ne vom bucura pentru totdeauna. Iar dacă vreți să fiți tari, spune Iacob 1:2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Așa-i că nu facem așa. Așa-i că vedem că asta e destul numai o zdrobire și o durere și poate că zicem ce sens mai au lucrurile astea. Au, în ochii lui Dumnezeu nimic nu-i fără sens. Iar Hagai spune, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană. Uitați-vă ce tragedie aici în versetul 17 din Hagai 3. Oile vor peri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, Dumnezeul mântuirii mele. Amin! Cu asta închei. Să ne bucurăm că avem o chemare măreață, un salvator minunat, un loc binecuvântat pregătit și acum Domnul este gata să vină să ne ia. Frumoase cântări, ori fost în acord cu cuvântul lui Dumnezeu și cu mesajul din ziua de azi. Domnul să binecuvinteze biserica de aici, fiți tari, încredeți-vă în Domnul și mergeți înainte, dar nu fie cum, ci mergeți în iubirea Domnului. Trăiți în pace unii cu alții, iubiți-vă cu căldură și nu fie cum, cu căldură unii pe alții, așa cum ne-a iubit Hristos pe noi. Amin. Mi-e pază în furtuni, prin putere sântă. Și pe ape de cristal, și pe mări din val în val, Domnul meu mă poartă. El mi-e scut, El e balsam, El e pacea care o am și a vieții soartă. Dragostea e aleasă. El m-a
malină cu-n toiac, care mi-este atât de drag, dar și cu nuiaua. El mă spală în sânge sfânt și mă face cu-n cuvânt mult mai alb ca neaua. Viața mea e sparse vin și farul meu e plin, plin de dă-ntruna. Eu să sângă de stăpân, vreau cu Domnul să rămân pentru totdeauna. Și din care eu voi trăi pentru cerul zi de zi, viața care trece. Și eu mai lasus în rai, pe-al iubirii veșnic plai, tu el voi pătrește. Să ne vaște la prima.
e astăzi printre noi. Iisus cel înviat e astăzi printre noi. Iisus cel înviat e astăzi printre noi. Iisus e astăzi printre noi. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, vei fi binecuvântat. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, lasă-L să te atingă, vei fi cântare de mărire am în inimă mereu, de când l-am găsit pe Iisus la naiba. El mi-a dat odihnă sfântă, pace sufletului meu, și sunt liber, fericit, prin al său har. Inima mea cântă sfântă, am aflat că El o sânda, la Golgota mi-a purtat, și-am venit atunci la cruce bucuros. Inima mea cântă ascultarea, plină de nespuse bucurii. Mai frumos de cegeri nu cântă, inima mea plânge rând, inima mea cântă ascultarea,
multă frică și-n tuneric, pe cărarea mea era, când umblam rătăcitor fără Iisus. Am adus la El povara și atunci în viața mea bucuria și lumina m-a dus. Inima mea când ascultarea plină de răspunse bucurii, mai frumos de cegeri răpântă, pace inima mea plânge. El pleca ca unde veșnic fericirea voi avea, în eternul fericitul meu palat. Față-n față din mărire pe Iisus îl vom vedea, și cu sfinții vom da slavă necetat. Inima mea când ascultarea spuse bucurii, mai frumos de ce cântă, ca cei mai plângeri. Inima mea când ascultarea plină, spuse bucurii și fericii, mai frumos de ce să fie Domnul. Amin. Ne bucurăm că suntem în casa lui Dumnezeu, unde simțim prezența lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Amin. Și v-aș invita să ne ridicăm în picioare, să ascultăm un cuvânt din Sfânta Carte, Evanghelia după Matei, capitolul 25. Vom citi primele 13 versete. Pagina în Biblie 954. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 dintre ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din lumn de lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar că nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Amin.
Vă rog frumos să ocupăm locurile. Un cuvânt așa de frumos, un cuvânt așa de minunat, rostit exclusiv de gura Mântuitorului nostru, Domnul nostru Iisus Hristos, o pildă care vorbește peste veacuri, peste ani și ani, și așa de bine ni se potrivește și nouă, căci tot cuvântul lui Dumnezeu așa de bine scris și făcut și însuflat de Duhul lui Dumnezeu, că așa de bine ni se potrivește nouă fiecăruia, și am dorit ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze în această dupămasă. Marele Apostol Pavel, când se ridica să vestească cuvântul lui Dumnezeu, avea nevoie ca cei ce l-ascultau să se roage pentru el. Și noi avem nevoie ca Dumnezeu să transmită un mesaj clar în dupămasa aceasta, în această seară, și să fim conștienți de ceea ce dorește Dumnezeu de la noi. Și am intitulat acest cuvânt cu un titlu care ar trebui să ne dea de gândit, care ar trebui să ne cutremure, și se numește Vine răpirea. Cântăm noi o cântare frumoasă, o cântare specială, și mi-am notat eu așa pe un bilețel aici să nu uit această cântare, răpirea, răpirea, aceasta în curând se va întâmpla, tu frate, tu soră, de vei fi gata, Domnul te va lua. Ultimul verset pe care l-am citit spune în felul următor: vegheați dar că nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Doamne, ajută-ne să fim gata. În orice loc, în orice vreme, nu numai în casa de adunare, în orice loc ne vom afla să fim gata pentru Dumnezeu, pentru împărăția Lui, să oricând să putem sfârși călătoria și să mergem în împărăția Lui Dumnezeu. Va fi o sărbătoare mare. Noi sărbătorim sărbători, Paște, Crăciun și frumos. Acum sărbătoare mare pe aici, pe la Viena, Târgu și cu toate, n-am fost pe acolo, m-am auzit doar de ele, că un adevărat pocăi se bucură în casa lui Dumnezeu, nu pe la târguri și pe la lumina aprinsă noaptea până oraș. Ne bucurăm în casa lui Dumnezeu. Aici de Dumnezeu pace, aici Dumnezeu se îndură de noi, aici Dumnezeu ne vorbește, aici capeți viață pentru împărăția lui Dumnezeu. Ne aflăm în cel mai frumos loc, în casa lui Dumnezeu, și să dăm slavă din toată inima, căci avem un Dumnezeu așa de mare, care mai presus de toate nu e nimeni decât Tatăl nostru, care ne poartă de grijă. Ne-a purtat Dumnezeu de grijă până în aceste momente și ne va mai purta în continuare dacă vom sta la dispoziția lui Dumnezeu. Mărirea lui Dumnezeu. Și începe cuvântul lui Dumnezeu așa frumos: atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare. Și de atunci, de când a fost Domnul Iisus Hristos, acest cuvânt de atunci până în zilele noastre, cuvântul acesta de atunci, împărăția cerurilor se va asemăna. Ce frumoasă comparație, ce frumoasă pildă a găsit Domnul Iisus să le vorbească atunci oamenilor acela și ucenicilor, și ne vorbește și nouă în dupămasa aceasta despre această pildă. Eram copil mic în biserica noastră din Micula Nouă și vorbeau frații de răpire și vedeam pe cei mai în vârstă care le lăcrimau ochii și eu nu înțelegeam ce se întâmplă, dar să știți că ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu se împlinește. N-am vrea și noi să luăm parte la răpire. Nu numai noi, împreună cu familia noastră, cu copilașii noștri, cu cei dragi, vrem să fim premianți pe calea lui Dumnezeu, pe calea cerului. Nu știu dacă la școală ai fost premiat și nici nu are importanță, dar în casa lui Dumnezeu și pe calea pocăinței ar fi frumos să fim toți premianți. Și premianții vor merge la răpire, vor auzi glasul. Vedeți, au fost 10 fecioare, 5 înțelepte, 5 nechipzuite și pare până la un punct că au fost toate în regulă. Au fost fecioare. Fecioară înseamnă să te păstrezi curat pentru mirele tău. Și aici se referă și la surori și la frați, să nu înțelegem greșit. Noi trebuie să ne păstrăm curați pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Și haina aceea de nuntă frumoasă, curată, nepătată, să o păstrăm așa curată ca să avem parte de răpire. Suntem pocăiți așa și penticostal și ne lăudăm noi și n-am dorit că să fie doar un folclor ca și la ortodoxi,
dar vrea ca Duhul lui Dumnezeu să fie peste noi. Diferența dintre cele 5 fecioare înțelepte și 5 nechipzite au fost tocmai un de lemn care înseamnă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne, dă Duhul Sfânt în adunare și fiecare suflet să fie atins și mișcat de puterea Duhului Sfânt. Atunci vei simți adevărata bucurie în prezența lui Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu te mișcă. Și nu poți să taci și spui un amin, un aleluia, slăvit să fie Domnul, mărire Domnului, că avem un Tată sus în cer care ne iubește. E un Tată special. Părinți buni sunt și la pocăiți, dar este un părinte în cer, care e un părinte special, care ne poartă de grijă și mâna lui ne-o sădit și ne ține în brațul lui puternic. Ăsta e Dumnezeul nostru pe care îl slujim. Se va semăna cu 10 fecioare care și-au luat candele. Citim în psalm, e vorba de candele, aveau cuvântul lui Dumnezeu. Erau fecioare, erau în regulă, dar le-a lipsit ceva, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, să știți că se primește destul de ușor, se păstrează mai greu. Pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu că și Duhul Sfânt îl dă celor ce îl cer. Și am vrea să fim plini de Duhul Sfânt. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că cine n-are Duhul lui Dumnezeu nici măcar nu este a lui. Și noi observăm așa cât un copilaș până adunare și îi spunem, seamănă cu familia, cu tare, cu tata, cu mama. Ei, noi semănăm oare cu Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute să semănăm și în umblare, și în purtare, și în vorbire, și în îmbrăcăminte, și în toate atitudinile noastre, în toate compartimentele vieții noastre, să semănăm cu El. Avem un model special, oamenii caută modele, dar noi avem un model special care este Domnul nostru Iisus Hristos. Și vrem pe El să-L urmăm. Vrem de la El să învățăm. Care ne spunea așa, învățați de la mine, le spunea Domnul Iisus Hristos, că eu sunt blând și smerit cu inima. Doamne, ajută-ne să învățăm din cuvântul Tău. Și vedem 10 fecioare și un procent de 50%, 5 rămâni și 5 pleacă la nuntă. Am vrea toată adunarea să ne întâlnim în împărăția lui Dumnezeu, la cea mare sărbătoare când va coborâ mirele pe nori, să-și întâmpine mireasa, să-l putem întâmpina. Și atunci vom fi cei mai fericiți, cei mai bucuroși oameni, cei mai premianți. Dacă ai căpătat vreun premiu, nu știu, la școală, la serviciu, al 12, al 13, la salar sau mă rog, cel mai important premiu va fi să-L întâmpin pe Dumnezeu, să iei parte la răpirea care îi gata, semnele ne vorbesc. Nu știm dacă noi vom fi contemporani cu răpirea, dar știm un lucru, că Dumnezeu și Duhul Sfânt care a fost în noi ne va învia de acolo din morminte și vom pleca în împărăția lui Dumnezeu, pentru că vrem să-L slujim pe Dumnezeu din toată inima. Și mai are Dumnezeu popor în toate părțile și mă bucur de frații și de surorile care sunt în adunare. Au venit din România pentru un trai mai bun aici, au venit să câștige, dar le place în adunare, în prezența lui Dumnezeu. Mulți au venit aici și poate s-au pierdut, au făcut avere, au făcut ce au făcut, n-are importanță, dar au pierdut esența. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă îl pierde pe Dumnezeu? Dacă se pierde de la fața lui Dumnezeu, e cel mai nenorocit om. Sunt oameni bogați, foarte bogați, care și mai... cei mai apăsați, cei mai deprimați, cei mai oameni cu probleme, oamenii se droghează, își dă sufletul diavolului înainte de vreme pentru că nu l-au pe Dumnezeu. Dacă l-ai pe Dumnezeu, ești cel mai bogat. Mărire lui Dumnezeu, ăsta e Dumnezeul nostru care se îndură de noi. Și această răpire, ne mai spune o cântare, când nimeni nu s-a aștepta, atunci va veni împărăția, va veni venirea Domnului Iisus Hristos pe nori să-și răpească mireasa. Doamne, ajută-ne să luăm parte la această răpire. Ne mai spune cuvântul lui Dumnezeu despre acele 5 fecioare, 5 dintre ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Fecioarele înțelepte sunt în adunare. Fecioarele înțelepte nu lipsesc niciodată
din adunare, din prezența lui Dumnezeu, căci aici dă Domnul viață, căci aici dă Domnul, căci aici se coboară Dumnezeu, Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. Ne spune Psalmul 82 în prima parte a primului verset, Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. Aici e adunarea lui Dumnezeu și noi ne bucurăm pentru că suntem copiii lui Dumnezeu. Și nu contează cine mai vine pe aici să predice și să cânte, contează prezența lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Atunci bucuria e mare, atunci bucuria e desăvârșită, atunci o seară reușită, chiar dacă diavolul poate caută de multe ori să ne tulbure, chiar dacă poate noi cu trupul ăsta suntem aici și cu mintea, cine știe pe unde suntem? Pe la serviciu, pe la cum am mai câștigat euro, cum am vorbit cu șeful să ne mai mărească salarul. Nu astea sunt importante. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea și celelalte le primim pe deasupra, pentru că Dumnezeul nostru se îngrijește de noi. Mărire lui Dumnezeu! Ei, fecioarele nechipzuite, asta o lasă așa mai moale cu pocăința. E bine oricum, e bine și să stai acasă, să te uiți pe internet, că doar ascurci acolo predii, să mai te uiți pe la televizor, acum atâta pocăință și atâta adunare în fiecare seară, cine mai văzut și dimineața și seara, o trăit așa o pocăință mai ieftină, ei, dar Duhul lui Dumnezeu a plecat de la ele. Și vedem la răpire că numai cei ce au avut Duhul Sfânt, cele cinci fecioare, ce au avut Duhul Sfânt, au intrat în odaia de nuntă. Am vrea să ne numărăm și noi printre cele cinci fecioare înțelepte, să fim înțelepți, pentru că poporul lui Dumnezeu va fi cap și nu coadă. Și dacă ai Duhul Sfânt în tine, ești și plin de înțelepciune. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, în primul rând, are înțelepciune. Am văzut o dovadă eșuată în seara aceasta de Duhul lui Dumnezeu, în ghilimele, dar fără înțelepciune. Doamne, ai milă de noi! N-am vrea să ne mai tulbure cel rău, ci am vrea să stăm așa liniștiți în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne vorbească și ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos. Doamne, dă-ne urechi sensibile să ascultăm, să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Dar cele înțelepte împreună cu candelele, când și-au luat candele, și-au procurat și un de lemn în candele. Un de lemn, să știți că înseamnă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu s-au bucurat că au fost fecioare, că au avut candele, nu s-au bucurat de atâta, le-a trebuit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cel mai important lucru în viața unui credincios autentic, în viața unui pocăit, dacă vreți în viața unui penticostal, e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne, lasă Duhul Sfânt pe ăsta adunare. Dacă ducem lipsă de ceva, nu ducem lipsă nici de pâine, nici de apă, nici de confort, ducem lipsă de Duhul Sfânt și de prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Duhul Sfânt își dorește să aibă o relație cu tine în fiecare zi, pentru că Dumnezeu nostru o trimis și omul mai scump pe Fiul Lui ca să stabilească o relație cu noi, ca să stea cu noi de vorbă. Au venit mulți întemeiatori de religii și Buddha, Mahomet și alții, ăștia s-au născut, au întemeiat religii, au murit, s-au consemnat în cear, s-au născut, au murit și îs morți și le-au putrezit oasele. Singurul Domnul nostru Iisus Hristos a înviat și e viu și stă la dreapta Tatălui și mai face ceva pentru noi, un lucru frumos, mijlocește pentru noi. Și mijlocește în dreptul câte unui suflet ani și ani și ani. Și mă bucur că și în dreptul meu am mijlocit 40 de ani până m-am întâlnit cu Dumnezeu. Eu nu m-am crezut că sunt pocăit, că am venit din bunici, părinți pocăiți și căsătoriți și în adunare și așa. Și frații se rugau și eu mă uitam pe pereți, frații predicau și eu îi imitam și nu era niciunul bun, nu era niciunul în regulă. Frații cântau și nu știau să cânte din punctul meu de vedere. Până într-o zi când Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt și m-a chemat în lucrare. Și vreau să spun că n-am numai 2 ani. Mă vedeți așa la 40 de ani, doi ani de zile de când m-am întâlnit cu Dumnezeu și m-am pus la dispoziția lui Dumnezeu și umblu în lucrarea lui Dumnezeu. Mă aflu în Austria cu fratele păstor Ghiță Moiș din Baia Mare și am vizitat mai multe biserici din Austria, dar nu le-am vizitat pentru bani. Nu am venit pentru bani. Noi am venit că slujim un Dumnezeu mare. Dacă cineva s-a gândit că au venit că e la modă să vină frații din România pe aici să mai colecteze câte ceva euro, să știți că noi nu am venit pentru bani. Noi avem cine să ne vrem plată în cer, în împărăția lui Dumnezeu.
și vrea să ne întâlnim acolo cu toții. Mărire lui Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeul nostru care nu că plătește, răsplătește, și binecuvântările lui Dumnezeu sunt așa de mari și gem că mările lui Dumnezeu nu are cui să le dea, pentru că așa zis predicator, umblă după mărunțișuri. Nu, nu, nu ne trebuie așa. Noi vrem împărăția lui Dumnezeu. Mărire lui Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeul nostru. Vrem să fim fecioare înțelepte. Oarecare nu și-ar dori să fie fecioară înțeleaptă? O fecioară înțeleaptă își cunoaște locul în adunare. O fecioară înțeleaptă își cunoaște darul și talentul care i-l-a dat Dumnezeu. O fecioară înțeleaptă stă acolo unde îl așează Dumnezeu. O fecioară înțeleaptă e plină de înțelepciune. Și apoi Dumnezeu poate să lucreze cu un asemenea vas care stă la dispoziția lui Dumnezeu din toată inima. Nu s-ai dorit să stai la dispoziția lui Dumnezeu? Și să stai la dispoziția lui Dumnezeu nu înseamnă numai în adunare. Examenul dăm după ce ieșim din adunare. Și unii nici nu iasă bine din adunare și n-aș vrea să mostru pe nimeni și încep cu bârfa, încep cu clevetirea, încep cu vorbirea de rău. Și acum te-aș întreba, oare ce fecioară ești? Din care categorie faci parte? Din cele înțelepte sau din cele nechipzuite? Și dă-ți tu singur răspunsul după cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne-a chemat Dumnezeu să slujim la doi stăpâni. Noi vrem să-L slujim pe Dumnezeu din toată inima și Dumnezeu să ne ajute. Mărire lui Dumnezeu, ăsta e Dumnezeul nostru. Noi n-avem un Dumnezeu așa numai de ocazie. Doamne, să vezi acum copiii zbolnavi și apoi Doamne, Doamne, Doamne. Și după ce Dumnezeu își întinde mâna și-i vindecă, am uitat ce ne-a făcut Dumnezeu. Mulți au uitat ce le-a făcut Dumnezeu. Suntem atâta de privilegiați, mai întâi Dumnezeu ne-a ales pe noi. Aleluia, nu știm ce-a văzut la noi, ce-am meritat. Mai ales, mai ales, frații cântă cântarea, dintre mii și mii de mii mai ales. Ăsta e Dumnezeu care te-a ales, care m-a ales. Și ești în casa lui Dumnezeu și nu știu dacă poți să conștientizezi cine e Dumnezeu și ce poate să facă El. Oamenii se încred în oameni și oamenii umblă după lucrurile firești și pământești, dar noi nu suntem de pe pământ. Noi nu suntem de aici, de jos. Țara noastră e acolo sus, în împărăția lui Dumnezeu. Mărire lui Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeul nostru. Puneți nădejdea în acest Dumnezeu. Acest Tată care ți-a purtat de grijă și poate te-a dus aici ca să ai o viață mai bună, mulțumește lui Dumnezeu. Și din tot ce ți-a dat Dumnezeu, fă și partea lui, poate sunt familii sărace, familii cu probleme, cum spunea și fratele, pune-te la dispoziția lui Dumnezeu cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu, că nu cere mai mult Dumnezeu, numai din ce ți-a dat. Vreau să vă spun că acolo de unde vin eu, de la Micula Nouă, cam 70% din localitate îs pocăiți penticostale. Și e plină adunarea, pentru că a avut Dumnezeu oameni care s-au folosit de ei, oameni simpli de la țară. Au avut căruța și caii și au mers și au lucrat în sat, la văduve, la săraci, au mers și au lucrat la vecini și au zis, nu-mi trebuie să mă plătești. Hai la adunare, promite-mi că de seară vii la adunare și-o tot rămas în adunare. Oameni bucuroși care au postit toată ziua și s-au rugat Domnului și cântând au lucrat pământul și-au chemat oameni, s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu cu ceea ce i-a încredințat Dumnezeu. Păi unii spun, Doamne, păi să am eu milioane, aș da și eu, dar vezi că îs puțin și nu mă ajung. Din puținul tău, fă partea lui Dumnezeu prima dată. Pune-L pe Dumnezeu la încercare și ai să vezi cum se deschiză gazurile cerului și Dumnezeu te binecuvântează cum nu ți-ai gândit, cum nu ți-ai închipuit vreodată. Dacă te-a dus Dumnezeu în această țară, și am văzut zilele astea atâta stricăciune, atâta urăciune a pustirii. La noi în România nu e chiar așa, aici sunt niște lucruri foarte exagerate, niște oameni care sunt întorși pe dos aici, este de neînțeles, oameni care le place numai plăcerea trupului, oameni care nu se gândesc la Dumnezeu. Te-a dus Dumnezeu aici să fie o lumină. Te-a dus să îl vadă oamenii aceia prin tine pe Dumnezeu.
Și dacă tu ai învățat limba germană, vorbește cu ei, vorbește cu vecinii, spune-le bună dimineața, Dumnezeu te iubește și pe tine și te dorește, uite, te invit la noi la adunare pentru că îi cine să traducă și Dumnezeu te iubește și pe tine. Fii o lumină, că nu deja va te-o trimis Dumnezeu aici în Austria numai ca să-ți umpli buzunarul de euro și să scoți pieptul pe câmp în România, că tu ești mare austriac. Nu de-aia te-o trimis Dumnezeu aici. Te-o trimis să reprezinți pe Dumnezeu, să fii un adevărat ambasador aici în Austria și Dumnezeu să se poată folosi de tine. Asta înseamnă să fii fecioară înțeleaptă. Asta înseamnă să-L slujești pe Dumnezeu din toată inima și cu toată responsabilitatea. Pentru că la Dumnezeu îi plac ce oameni ordonați, oameni care îi găsește credincioși în lucruri mici, Dumnezeu îi înalță și îi pune lucruri mai mari. Ăsta e Dumnezeul nostru. Pe Elisei a fost un om responsabil, chiar dacă a fost bogat, o arat și el cu boia aceea, arătul de slujitorii lui, și l-a trimis pe Ilie să-l cheme, că l-a găsit responsabil și în lucrurile pământești. De aceea tot ce faci, lucrează ca și pentru Dumnezeu. Tot ce faci, să faci din dragoste pentru Dumnezeu. Și la serviciu, să te vadă nemții, să nu fii morocănos, bombănit, că eu sunt român și mă pun să lucru cei mai greu. Nu! Laudă-L și slăvește-L pe Dumnezeu cu zâmbetul pe buză și o să le stârnești o curiozitate sfântă la cei oameni. Bă, ce-i cu omul ăsta? Păi ăsta nu-i de pe pământ. Nu, nu, noi nu suntem de pe pământ. Noi mergem în împărăția lui Dumnezeu. Noi doar călătorim pe aici, pe pământul acesta. Am coborât de acolo de sus, facem o călătorie și ne îndreptăm înapoi în împărăția lui Dumnezeu. Dar v-am vorbit despre acea răpire frumoasă la care vrem să luăm parte toți. N-am vrea să luăm parte la judecata lui Dumnezeu, ci am vrea să fim premianți acolo la răpire. Doamne, ajută-ne! N-ar fi frumos pentru noi, pentru familiile noastre, pentru toți cei dragi, să ne rugăm pentru ei, să nu lipsească vreunul, pentru că Dumnezeu ne ascultă. Ascultă Dumnezeu copilașă și când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate. Din toate! Dar pe când strigă un copil al lui Dumnezeu, oare aude Dumnezeu? Cu siguranță aude. Dacă o mamă și un tată când strigă un copilaș, aude și e sensibil la vocea copilașului, e sensibil la lacrimile copilașului, să știți că și Dumnezeul nostru e sensibil la lacrimi. Lacrimi de pocăință, lacrimi de căință, lacrimi când ne dorim mai mult și vrem împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne, e frumos să fii copilul lui Dumnezeu. Să trăiești prin credință mereu, să te simți, să fii convins că ești copilul lui Dumnezeu. E frumos, e frumos să lauzi pe Dumnezeu. Și mă bucur de frații pe care am întâlnit și laud așa de frumos pe Dumnezeu și n-aș vrea să-i laud, pentru că laudea lui Dumnezeu, noi tot ce facem trebuie să facem din toată inima, din toată dragostea, cu toată puterea, cu toată ființa noastră, să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu cu ce a pus Dumnezeu mai bun în noi. Și Dumnezeu ne va ridica văzându-ne că noi din toată inima îl slujim pe El. Dumnezeu te va ridica mai sus, treaptă cu treaptă de pocăință, de a înțelege și apoi spui, Doamne, dă-mi o îndoită putere din Duhul Sfânt. O zis Elisei, Doamne, dă-mi o îndoită putere și o da Dumnezeu și o făcut dublu minunilor pe care le-a făcut Ilie, pentru că ăsta e Dumnezeul nostru. Dumnezeu mare și sfânt. Și apoi am putea cânta cântarea cea frumoasă, Iisus, Iisus, noi te așteptăm. Cum crini așteaptă roua, privind spre cer, noi te chemăm cu mâinile amândouă. Noi trebuie să fim pregătiți, că nu știm ziua, nu știm ceasul când Dumnezeu ne va chema acasă, de aceea noi trebuie să fim pregătiți în orice loc, în orice vreme, să fim gata pentru împărăția lui Dumnezeu, să fim gata pentru răpire. Și vedeți, fecioarele care au avut un de lemn, un de lemn, un de lemn, un de lemn. Oare noi avem un de lemn suficient? Doamne, mai lasă-ne să ne mai adunăm un pic de un de lemn. Pentru că ideea au avut fecioarele, când au văzut că vine mirele și n-au avut un de lemn, au zis, dați-ne și nouă. Ei, vreau să vă spun că Duhul Sfânt nu se poate împrumuta. Duhul Sfânt se primește personal, nu-l poate împrumuta soțul la soție, soția la soț, la copii. Duhul Sfânt se primește personal. Avem oare toți Duhul Sfânt? Suntem biserică penticostală botezată 100% cu Duhul Sfânt. Cine nu are să-l ceară? Apoi frate, acum 30-40 de ani,
am vorbit și eu în limbi, așa, a venit o putere peste mine, dar de atunci nu mai venit puterea aia peste mine. Vreau să spun că Duhul Sfânt a plecat. Trebuie reînnoire cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu să înnoiască și să pună într-un vas curat Duhul Sfânt, să toarne unde lemnul acela care să curgă și pe veșmintele noastre, să fim plini de putere, plini de Duhul Sfânt, o biserică vie, o biserică care are proroci, care are văzători, o biserică cu toate darurile pe care le-a promis Dumnezeu în adevărata biserică. Și sunt multe biserici aici în Austria. Și mi-a plăcut frați care se roagă, frați care îl caută pe Dumnezeu, pentru că orice ar avea omul pe acest pământ, orice ar câștiga, are un loc special acolo în inima lui care numai Dumnezeu îl poate umplea. Îl caută oameni mari pe Dumnezeu. L-a căutat și acel famen și a venit de departe. A venit în Israel că l-a căutat pe Dumnezeu. Nu l-a mulțumit bani, nu l-a mulțumit că a fost ministru. L-a căutat pe Dumnezeu. Ei, noi suntem privilegiați, cum vă spuneam, ne-a găsit Dumnezeu, ne-a căutat. Suntem în casa lui Dumnezeu. Să dăm laudă lui Dumnezeu din toată inima. Au avut idei, fecioarele, dați-ne! Nu se poate da! Nu se poate da! Să primește personal și Dumnezeu să ne ajute să păstrăm ceea ce avem mai scump. Duhul Sfânt! Duhul Sfânt care l-a înviat și pe Domnul Iisus Hristos din mormânt! Duhul acela, Duhul Sfânt ne va învia și pe noi dacă l-am avut! Doamne, umple-ne de Duhul Sfânt! Și după aia să putem așa spune, mireasă pregătită pentru mirele, o cântare de cor, mireasă pregătită ca o floare, mireasă pregătită cu podoabe scumpe. Asta e mireasa Domnului Hristos. Pregătiți pentru cer, pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Lăudat. Eu mă întorc la tine și nu mă
Său Sfânt. Eu mă cred doar Domnul și-aici pe pământ. El e al meu scut în care l-are ca să aveg. Eu mă cred doar Domnul, știu că nu greșesc. Pe Domnul slăvesc, pe Domnul slăvesc. Viața-mi mi-a dat. Eu mă cred doar Domnul, căci El m-a salvat. Pe Domnul slăvesc, pe Domnul slăvesc. Iubiții mei frați, cu ajutorul Domnului, vreau să mă apropii de Sfântul Cuvânt în cele 5 minute care le mai am. Eu nu am obiceiul să trec peste program decât în cazuri excepționale. Mai ales dacă am o predică și n-am încheiat-o, dacă nici n-am început-o. Deci, dacă am o predică și n-am încheiat-o cum trebuie, atunci poate că îmi permit să merg ceva mai departe. Iubiții mei, noi nu ducem, eu simt că voi aici nu duceți lipsă de cuvânt. Eu și în România am obiceiul nu să mă duc unde să calcă frații pe picioare, că sunt așa mulți predicatori că nu-i loc să predici, ci mă duc în bisericile acelea unde abia mă așteaptă frații. Și sunt biserici multe de astea. Dumneavoastră nu faceți parte din ele. De aceea aveți o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. L-am întrebat pe fratele dacă are un text și mi-a spus textul care îl are și mi-a zis dacă vreau să-mi iau un alt text, i-am spus că nu. I-am dat și întâietate și i-am spus, vii mai departe, vorbește din cuvânt. Vreau însă să mă opresc și eu la acest cuvânt al lui Dumnezeu
Și vreau să vă spun că venirea Domnului este o problemă divină ținută secret în planul de mântuire a lui Dumnezeu, care privește o vreme a sfârșitului, bineînțeles, și cred că trebuie să ne uităm cu mare băgare de seamă dacă nu cumva vremurile acelea sunt aceea aproape de noi. Dacă sunt aproape de noi, înseamnă că ar trebui să veghem cum n-am vegheat până acum. Domnul Iisus spunea ucenicilor săi și în Evanghelia de la Luca le atrăgea o atenție și o atenționare și trebuie să o subliniez și eu. Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu încă ceva, cu îngrijorările vieții acesteia. Fiți foarte atenți, frații mei, că aici ne aflăm mulți dintre noi. Vorbim de răpire, dar se pare că nu ne pregătim. Se pare că materialismul care cuprinde lumea de azi, cuprinde și pe copiii lui Dumnezeu. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Când ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt și pașaportul de cer e sigur, ne înșelăm. Nu e aceasta intrarea sigură, ci rămânerea în credință până la capăt. În veghere. Și de aia spune Domnul, aveți de grijă că dacă vi se vor îngreuia inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, unii nu prea se îmbuibează cu băutură și cu mâncare, dar frământă foarte mult și se îngrijorează. Și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră, că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Amin. Vedeți ce ne spune Domnul Iisus? Haideți să vedem ce ne spune și Apostolul Pavel. Aș vrea să citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie fraților. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii, peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Că cei ce dorm, de aceea că cei ce dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji și să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței. Iată cum putem veghea, frații mei. Dacă ne vom echipa cu platoșa credinței, a spus Domnul așa, cine crede în Domnul Iisus, dar din toată inima, și se botează, va fi salvat, frații mei. Ăsta e cuvântul Domnului. Noi de aici nu putem ieși. Dacă vrem să stricăm adevărul, stricăm, dar eu nu-l stric. Cine crede și se botează va fi salvat, mântuit. Aici spune cuvântul, dar noi trebuie să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei. Căci într-adevăr când Domnul pune în inima noastră și ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, cred că aproape pe toți, El toarnă în inimile noastre dragostea Lui. Căci dragostea Lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Când Duhul Sfânt pecetluiește viața cuiva, El toarnă iubirea Lui Hristos în ea. Iată două lucruri în care trebuie să veghem. Să avem
platoșa credinței bine, bine strânsă de noi. Că vremurile stârzii și ne fură lucrurile lumii și ne luăm după mersul lumii și nu mai avem timp nici să ne rugăm și să veghem ca să rămânem în picioare și mulți spun, om vedea ce-o fi. Mergem și noi ca alții. Ne uităm după unul și altul, concurență între oamenii din lume, concurență între pocăiți. Etalarea modei în lume, etalare câteodată și între pocăiți. Frații mei, noi să știți că noi nu la astea am fost chemați. Noi am fost chemați să ne îmbrăcăm cu această platoșă a credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Atunci ești sigur că nu te va atinge nicio săgeată în cap. Coif se punea pe cap. Ne apără de săgețile celui rău acest coif a mântuirii. Și de aceea cuvântul lui Dumnezeu spune căci cine are nădejdea aceasta în el se curățește și el după cum cel sfânt de Dumnezeu este curat. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Frații mei, veghem sau dormim? Acum problema, dacă se pune problema a dormi sau a... Nu știu, pilda celor 10 fecioare e o pildă foarte interesantă. Ele au început rău, că de sfârșit ori sfârșit de la fel. Toate ori ațipit. Toate ori ațipit. Și toate erau fecioare. Fecioria e semnul curăției. A păstrării vieții curate. Toate ori fost curate. Nu după curăție le-a refuzat mirele. Și nu erau mireasă ele, să reținem. Ele erau însoțitoarele mirelui. Nu erau mireasă. Ele numai veneau și erau după obiceiul evreilor. Să erau acele domnișoare de onoare care mergeau la casa miresei. Mirele venise. Și mireasa trebuia să fie luată și dusă. Eu am fost la o nuntă în Bihor, care semăna cu așa ceva. Și vă spun că n-am mai văzut așa ceva și mi-a fost straniu. Dar vă spun că la evrei erau niște obiceiuri care noi nu le înțelegem. Și Domnul cu evrei a vorbit aici, nu cu noi, cu evrei. Noi trebuie să ținem cont și de contextul cultural în care a vorbit Iisus. Deci, frații mei, Domnul a vrut să le spună un lucru, vegheați că nu știți când vine mirele. Ele și-au luat candele, chiar nu au avut un de lemn deloc? O întrebare. Cele înțelepte și-au luat și candele, dar au luat și un de lemn în vase. Ele trebuiau când mirele venea să-și aprindă candele și să iasă spre întâmpinare. Și nici care nu aveau pregătite candelele. Nu erau așa pregătite. Ca să zicem că unele au o viață mai plină de frumusețe și veghează și alealte dorm. Ele toate au ațipit. Dar când s-au sculat, unele au văzut că, de fapt, nu mai au un de lemn. Asta înseamnă că trebuie să fii lumină, să veghezi și să rămâi în picioare până la capăt. Că vă spun că vor veni vremuri grele și mulți, se spunea azi dimineață, mulți la capăt clachează. Obosești și mulți din copiii lui Dumnezeu arată frumos pe din afară, dar sunt ca o mașină fără combustibil. Tineri, de multe ori. Tinerețea, frații mei, fizică e una și tinerețea spirituală e alta. Vă spun un lucru, noi trebuie în omul din lăuntru să mergem din zi în zi, din putere în putere. Omul din afară să trece, dar cel din lăuntru să înnoiește din zi în zi după chipul celui ce l-a creat. Și asta înseamnă să ne apropiem de Domnul. Frații mei, dacă Domnul vine acum, ce ziceți? Prin meritele noastre am putea intra în împărăția Lui? Dar niciunul nu intră. Fiți foarte siguri că nu intră nimeni. Intră prin harul Domnului. Numai că aici, în acest caz, Domnul vrea să le dea o pildă. Vegheați că nu știți când vine mirele vostru. Fiți pregătiți. Și ele nu erau pregătite pentru că întârzia mirele. Da, dacă nu întârzia. Erau pregătite. Erau, că aveau un de lemn, dar nu de ajuns. Erau pregătite.
Numai timpul întârzierii Domnului era cel care a determinat și a făcut diferența între cele chibzuite și între cele nechibzuite. Nu că au ațipit unele și unele n-au ațipit. Toate au ațipit. Și toate nu erau cu candelele pregătite. Frații mei, trebuie să avem mare băgare de seamă, Domnul nostru vine, deja nu mi-am ținut cuvântul, iertați-mă, că subiectul e așa de frumos, așa de profund, încât e păcat să trecem așa fugitiv pe lângă el. Dar suntem obligați din cauza timpului. Un lucru vă spun, dacă suntem fecioare înțelepte, vom intra cu mirele, dar eu n-aș vrea să intru ca fecioară din aia însoțitoare, eu aș vrea să intru ca mireasă a mirelui. Ca ce vreți să mergeți? Ca însoțitoare sau ca mireasă? Eu aș vrea să fiu mireasă. Ajută-mă, Doamne! Noi am fost chemați să fim mireasă a lui Hristos. De aceea noi trebuie să ne pregătim și în vederea aceasta, mântuirea e prin credință, dar să ne îmbrăcăm bine cu platoșa credinței, să nu ne-o fure diavolul, că luptele-s grele. Știți ce târcoale dă Satana acum după toate bisericile? Ați văzut și seara aceasta cum încearcă să destabilizeze o biserică? Aici simt lipsa unor oameni bătrâni. Biserica asta aduce lipsă de oameni cu echilibru. Și să rugați-vă să vedea Domnul și niște frați echilibrați. Pentru că în situațiile astea, vă spun, ne dezechilibrăm. Și câteodată nu știm cum să lucrăm. Frații mei, lăsați-L pe Domnul să judece. Fiți atenți, faceți ce trebuie, că Domnul va arăta lucrarea oricum trebuie să se dovedească, dacă e a Domnului sau nu, dar nu vă pripiți niciodată. Vă dau un sfat, nu vă pripiți niciodată. Și aceste lucruri se rezolvă pașnic, cu Duhul blândeții, cu toată blândețea, că suntem fii ai luminii. Să avem mâini curate înaintea lui Dumnezeu, știți ce înseamnă? Fără mânie și fără îndoială. Când te mânii, mâinile tale sunt murdare. Când te îndoiești, nu mai ești cu platoșa credinței încins. Ești a îndoielii. Și de asemenea, oameni nu se bucură Domnul. Noi trebuie să fim copii a Domnului, să asemănăm cu Mântuitorul nostru. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Și dacă nu-i cunoscută, e semn de întrebare. Nu vreau să plec de aici până nu vă spun lucrul ăsta. Nu vreau să plec de aici până nu vă spun lucrul ăsta. Blândețea voastră trebuie să fie cunoscută de toți oamenii. Doamne, dă pace poporului Tău, dă binecuvântare bisericii. Frații mei, când vin, vreau să mă bucur, să mă bucur împreună cu voi. Vegheați, că vrăjmașul dă târcoale. Și Duhul Sfânt vă poate lumina și Domnul vă poate întări. Numai cei duhovnicești sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Oamenii firești își vor trăi în plăcerile lor, în poftele lor, în păcatele lor și vor face mari tulburări. Noi să ne ferim de tulburări. Feriți-vă de Duhul de dezbinare, frații mei. Feriți-vă de asemenea lucruri. Știți că Domnul ne cheamă să răbdăm mai mult? Încercarea credinței noastre aduce răbdarea. Și Domnul câteodată trebuie să ne mai încerce, că nu suntem destul de răbdători. Atâta ne va încerca până când vom răbda cum trebuie. Doamne ajută-ne, Doamne binecuvântă-mă, nu vreau să fiu dur cu nimeni, numai vă dau un sfat. Un sfat pentru că știu că vine din Duhul lui Dumnezeu și din Cuvântul Sfânt. Rămâneți în blândețe și învățați de la mine, a spus Domnul că sunt blând și apoi smerit cu inima. Și când e inima, toate smerite. Și hainele, dar dacă vă spun dacă hainele smerite, aia nu înseamnă că și inima e smerită. Noi de la inimă plecăm. Când e inima smerită și hainele smerite, atunci nu te poți purta în chip necuvincios. Atunci nu trebuie să te tragă nimeni de mâine, că îmbracă-te așa, fă așa. Eu n-am predicat hainele în biserică, nici nu, să nu le predicați, frații mei. Lăsați-L pe Domnul să-și facă lucrarea. Că omul desăvârșit al lui Dumnezeu știe El ce-i bine și ungerea care o primim de la Domnul ne va învăța și ne va călăuzi în tot adevărul. Doamne, lasă pacea Ta, binecuvântarea Ta peste biserica Ta și în mod deosebit mă rog pentru fratele Iulian, Domnul să-i dea putere, pentru că știu că nu-i ușor, e foarte greu
și Domnul să întărească această biserică. Amin. Amin.